Supraviețuire, supraviețuirea, adică când am ajuns să fiu cercetător în Grecia sau când am ajuns că nu aveam ce să mănânc, fiecare dintre instrumentele alea mi-au folosit într-un alt moment ca un cadou. Uh, am scos naio și am început să cum străzi. Și un timp, de un an de zile, asta făceam. Prima dată am cântat pe străzi, după care am început să cumpă la mese și după care m-am prins că merge și după că de la 5, dragme, 10, dragme, 100, dragme, câte era pe vremea am început să fac și 100 și 200 de dolari și chiar mergea, adică devenisem un, un, un profesionist. Vă sunt pe o hârtie de asta pe, de muzică, am scris undeva Berchile, Masa Casa Casuțeț, Boston, USA. Zic, vreau și eu aici, că am zis că a fost aici. George Benson și Oscar Peterson și Cicorea și o grămadă de mari muzicieni și aș vrea poate să merg și eu aici. Și aș la mine, băi, tu ești în Pit, tu ești un țigan de România care cânți cu Naiu, când cu noi la Buzuchi, unde s-a ajuns tu în America, fărăuată la Berkeley? Grecilor le place cum suntem noi glumeți, știi că facem glume de-astea, așa? Da. Așa le place și lor și mai de dat un telefon de-asta și îmi spuneau, hei, Damien, ia, yeah. This is Eric Clapton, man. I heard you play amazing music. I would love you to play with me in some concerts. Would you like? And s-au dus câțiva colegi de mei la, mama, la bunica mea care m-a crescut. Tantini, nu, dar mi-am căcat o razna. De ce? Vorbește cu să ajungă în America așa, la arestează gagii, bagă la pușcărie. De... Bună ziua, Doamne, că bună ziua. Vai, felicitări, mai este ce frumos, vă mulțumesc și eu. tot, tot, faceți, nu știu, Andrei. Da, zic că am o întrebare. Dumneavoastră ce sunteți de meserie? Dentist. Și la noastră în familie toți sunt dentiști de, de 700 de ani? Îmi făceau documentare pe un laptop, nu știu ce. Și ăștia, iau te am făcut o documentare, nu știu ce, și mă uitam la ea și puneam altceva acolo. Mă uitam la... De, de fiecare dată deci aceștia, what the fuck? Îmi treabă întrebările alea. Două luni de zile tot primesc întrebări și vreau să spun asta oficial. Nu sunt bolnav, nu sunt bolnav, n-am nimic. Am avut și momente când am și băut mult, am avut momente când am, am, și mâncat dulciuri, am și fumat, am și fumat alte prostii, am făcut o grămadă prostii pentru că așa era contextul, așa era vârsta și trebuia să cânt într-un loc de asta, pe, 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 terasă, pe un balcon, unde bătea și soarele. Și stăteam așa de la soare și patronul spunea în continuu, te dau afară, zâmbește și trebuia să stai așa. <laughs> și vine lângă mine un tip, să pune și începe să cânte cu Irish Backpop, David Spillan. Și începe să cântăm exact piesa aia. Wow. Și cu albumul ăla am fost nominalizat la Grammy și am și câștigat Grammy. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind de o Poveste, exact așa cum v-am promis, vara continuă cu episoade estivale. Parcă e mai mișto ca niciodată în perioada asta, deși de obicei trăgeam a vacanță. Asta e ultimul episod pe care îl filmez înainte de plecarea în vacanță și e un episod foarte drag mie, Deși, spun asta deși el abia acum începe, pentru faptul că eu l-am cunoscut pe Damian Drăghici, cum ați văzut în titlul El e invitatul, nu are rost să facem suspansul ăla de 2 lei de-l făceam eu înainte, crezând că voi nu știți cine urmează să fie invitat. L-am cunoscut pe Damian Drăghici la Te Cunosc de Undeva. Faptul că l-am cunoscut e unul dintre privilegiile pe care mi le-a oferit participarea la emisiunea respectivă și spun asta pentru faptul că am descoperit un Damian Drăghici la care nu m-aș așteptat niciodată să aibă atât de multă profunzime și atât de multe cunoștințe și am zis, i-am declarat cât se poate de sincer că e unul dintre oamenii uh, puțini de la care vreau să învăț. Uh, bine, eu aș vrea să învăț de la mai mulți, dar până la urma urmei uh, trebuie să mai ai ce învăța și trebuie să mai fie și disponibilitatea celor care, vor, uh, care au să te învețe ceva să-și dorească să facă treaba asta. Majoritatea uh, ținând cu dinții de ceea ce au ei, crezând că dacă învață și pe alții s-ar putea să-și creeze singuri uh, rivalități. Uh, da, asta e altă discuție și nu vreau să capite conotația asta pentru că vrem să fim cât se poate de uh, Pozitiv și de optimiști. Acum acu doi ani nu prea puteai să urezi asta cu pozitivitate, acum se poate. Vreau să cât se poate de pozitiv și de optimiști pentru faptul că uh, asta e vibe-ul pe care vrem să-l transmitem acum. Uh, îi mulțumesc foarte mult, lui Damian, că a venit aici și chiar uh, real sunt uh, foarte bucuros pentru că la în perioada aceasta anului, e 27 iulie, când filmăm, Damian are mai multe uh, concerte decât au uh, jucat jucătorii din Champions League meciuri. Uh, nu că din 3 în 3 zile, din 3 în 3 ore de obicei și faptul că și-a făcut timp să vin aici e o mare bucurie pentru mine. Bine ai venit, Damian, și îți mulțumesc. Vă mulțumesc, mulțumesc mult, Radu, pentru introducerea asta și pentru mine este o plăcere și o onoare să fiu aici. Și felicită pentru tot ce faci! Îți mulțumesc mult de tot! Uh, și cu atât mai valoroasă chestia asta, cu cât uh, destul de greu se întâmplă ca un om care are podcast să meargă la un alt podcast. Uh, oamenii de obicei țin cu dinții de chestia asta, din câte am observat. Adică nu, e, nu ești singurul podcaster pe care l-am invitat, ești singurul podcaster care a acceptat invitația mea. Da, dar nu cred că, în primul rând, nu cred că sunt un podcaster, fac și un podcast de ceva de perioadă. E, e unul dintre arunc... cele mai mari podcasturi din România. Să rămână. și în al doilea rând, cred că dacă, uh, dacă ești măcelar, nu cred că mănânci și carne doar de la măcelărie, te mai duci și în altul să mănânci. Exact. <laughs> Sau dacă ai restaurant, nu cred că mănânci doar de la restaurantul tău, mai mănânci și în alte părți. Nu, chiar îmi place ce faci tu, mă simt bine să vin tine la podcast și uh, chiar îmi place că am uh, în primul rând, oportunitatea să împărtășesc lucruri cu tine și am văzut că în relația pe care am dezvoltat-o în, în cadrul emisiunii Te cunosc de undeva, am avut foarte multe lucruri în comun și mi-a mi plăcut. Și atunci zic, zis, hai, e normal să merg, adică n-am nicio fel de problemă. Știi că în episodul cu Alex Bogdan, la un moment dat, Alex a apucat să imite în tot soiul de podcasteri și a pus foarte mult accent pe Gojira și pe tine, pentru că probabil aveți și particularitățile cele mai puternice și atunci e mai fani toată chestia asta. Și n-aveam cum să nu te întreb la început cine ești. Da, da, da. <laughs> întrebarea ta uh, cu care deschizi fiecare podcast și după ce răspuns la întrebarea cine ești, vreau să mă, uh, să mă lămuresc uh, și care e rațiunea pentru care încep fiecare podcast cu întrebarea asta? Und, und, o începeam de obicei și am să răspund asta exact, dar vreau să discut, să aprofundez puțin subiectul și uh, motivul întrebării uh, din spate, din spate întrebării. Unul, începeam de obicei cu cine ești. Mi-am dat seama că sunt uh, cu o grămadă invitați și nu o sunt într-un într mod operativ sau să-i uh, judec. Uh, poate nu înțelegeau uh, semantic vorbind în română who are you. Eu nu mă referam cine ești tu că răspunsul la mulți erau sunt o mamă fericită, care sunt căsătorit, am doi copii. Nu despre asta vorbeam. Eu vorbeam cine ești tu ca spirit, cine ești tu ca, ca ființă, cine ești tu ca ghidul care te-a adus aici, sinele tău superior, adică cine ești tu ca un total. Am schimbat întrebarea la ce ești tu. Și iarăși, eu sunt un om fericit și zic, ok, iarăși nu. Și atunci, pur și simplu, pun întrebarea, pentru, sunt o grămadă de oameni care au înțeles exact la ce mă refer, unii nu, dar nu, e, am ce fel de problemă, dar uh, ca să vă spun ție la întrebare cine sunt, nu știu. Nu știu, nu știu cine sunt. Cred uh, pentru cei care sunt mirați și care îmi spun, dar ce tot, ce tot cauți? Uh, cauți să aflu cine sunt, ce sunt, de ce sunt aici, pentru ce sunt aici, ce-am venit să fac aici și sper că o să aflu până la sfârșitul zilelor și ce-am să las în urma mea. Ok. Deci cam asta, adică, de fapt, cred că eu, tu, noi toți, căutăm apropierea noastră spre îndumnezeirea din noi, adică spre să devenim cât mai aproape, să, să, ne ridicăm vibrația și conștiința în conștiință atât de sus, încât să ne apropiem mai mult de această energie divină de Dumnezeu, sau cum vei să spui, și să ne, să ne ridicăm mai sus și mai sus. Dacă, dacă motivul pentru care sunt aici, cum să spune, sunt o, o ființă, nu sunt o ființă umană care am o experiență spirituală, sunt un spirit care am o experiență umană, înseamnă că eu trebuie să evoluez cât sunt aici și să trec peste toate trigerile mele din copilărie, toate traumele, să ajung la mine și să mă apropii cât mai mult de Dumnezeu de mine și Dumnezeu noi toți care suntem unul. Înseamnă că eu acum nu sunt altceva decât într-o transformare continuă a deveni ceea ce am ales înainte să vin aici. Ok. Ok. Da, trebuie, trebuie timp să procesează. <laughs> dacă, și real, ai, chiar. Ai, înțeles, ai înțeles exact ce am spus, da? da. Adică dacă noi ne-am ales aici, înainte să venim, o, un suflet și sufletul nostru ne-a adus aici ca să te, să trecem prin niște experiențe, e clar că dacă noi am ști cine suntem, sau când vine cineva, nu la mine în podcast, sau unii spun ceva, eu, oh, eu știu 100% cine știi cine ești? Sau dacă știi, ai văzut că sunt oameni ăștia acum și eu aveam acum cu ani în urmă când eram în state și mă la tot felul de seminarii, workshop-uri și aveam o, o, listă de asta clară. Eu știu cine vreau să fiu în 5 ani, în 10 ani și în 5, 15 ani și așa vor, vor fi lucrurile. Și după aia, peste 6 luni, vine COVID-ul, peste tine stă în cap. Și tu știai. Da. Nu prea cred că tu. Nu prea cred că știm. Cred că totul este atât de bine pus și conturat în mâinile acestei inteligențe divine, încât noi avem liber arbitru. Da? Librile arbitru înseamnă că te-ai trezit și în loc să o iei la stânga, o iei la dreapta, dar tot acolo ajungi. Adică mm -hmm. lucrurile sunt foarte bine predestinate și puse acolo. Așa că răspunsul lung, iart, iartă-mă că am spus așa, așa de lung, nu, răspunsul, plac da, răspunsul astea. la cine sunt ar fi invers. Inversul la ăsta ar fi sunt. Eu sunt atât. Nu cine sunt. Eu sunt. Eu sunt fericire, eu sunt iubire, eu sunt dragoste, eu sunt pace, eu sunt lumină, eu sunt toate astea. Eu sunt ură, Adică eu sunt și Messi, sunt și Hitler, și, sunt, sunt și Dumnezeu, sunt și el rău, sunt adică, sunt toate într-unul. Dualitatea asta există, adică acest yin și yang. Da, ieri a fost, au fost 41 de grade și astăzi sunt 20. Există mm -hmm. lucruri ăsta. Dar azi nu înseamnă că e, azi e vreme rea și era fost vreme bună. Pe da și ieri când era vreme bună, nu-ți plăcea, că era prea cald. Și acum nu-ți place că e vreme rea, dar îți place că e mai răcoare. Dacă da, să, dacă, dar, dar cum să, să pune asta? că... În momentul când era vreme bună, nu-ți plăcea că era prea cald și în momentul când e vreme rea, îți place că e mai bine, că e mai rece. Deci tu întotdeauna ești în această dualitate. Deci înseamnă că tu ești totul și are de a face cu nimic altceva decât cu percepția și felul în care vezi lucrurile. Mm -hmm. Exact asta vreau să, să spun, că e o chestiune de percepție și de modul cum te raportezi la ceea ce ce se întâmplă, te înconjoară la oamenii cu care te întâlnești și așa mai departe. Ca să-l parafrazez pe colegul nostru de la Te Cunosc Emilian, că a avut el ticola verbal cu cronologic vorbind, știu că tu ai spus de multe ori în multe dintre aparițiile tale, faptul că oarecum asta cu muzica ți s-a întâmplat pentru că ai crescut într-o familie de uh, muzicieni, l -l -ă da. și ți s-a pus instrumentul în brațe, practic, în moment în care a trebuit, practic n-ai avut altceva de ales la momentul respectiv. Însă, pe parcurs, cu siguranță ai putut să faci switch-ul ăsta de o grămadă de ori ai putut să te reorientezi către orice ai și avut o perioadă în care ai fost europarlamentar uh, drept pentru care uh, vreau să te întreb ce te face să te tot întorci la muzică și să fie lucru pe care îl faci cu cea mai mare bucurie pentru că eu uh, drept vorbind nu cred că știu nu cred că cunosc un artist în România care să transmită mai multă bucurie și mai multă energie în momentul în care e pe scenă îți mulțumesc de întrebare uh... Cred că merg înapoi la, la prima întrebare a ta și întrebarea de mea, mea din podcast. Faptul că în momentul când mi-au pus instrumentul în mână, ei deja mi-au spus la 3 ani, 4 ani, deja, ăsta ești tu. Eu okay. nici în nu, nu știu cine sunt, eu, eu, eu doar sunt, eu sunt, dar nu știu cine sunt. Și atunci ei deja cumva mă sunt într-o cutiuță, ia aici taică instrumentul, trambalu, gata, ăsta ești. Și cumva eu, în căutarea adevărului sau în căutarea spiritului meu... M-am plictisit de țambal, după care m-am plictisit de pian, după care m-am plictisit de contrabas, după care m-am plictisit de tobe, după care am ajuns la Nai. Uh... Cred, cred cu tărie că. Asta n-am mai spus niciodată și chiar cred asta. Unde la aproape 13-14 ani, eu cântam cu tobele, uh... eram copil nu eram cine știe ce... Cântam de vreo un an de zile cu tobele, undeva la... Nu, no, undeva de la vreo 10 ani am cântat cu tobele și pe am amăsat și m-am apucat iarăși, mergeam la anunț cu tobele. Și erau atunci anunț astea de câte 4-5 zile. Uh, cred că în perioada aia, în momentul când băteam și cântam după alte trupe și astea cu tobele, nu spun că eram un toboșar incredibil, dar cred că eram la nivelul care puteam deja să merg la evenimente și la asta și eram deja pitisit că eram deja, băi, sunt destul de bun acum, de ce mai -o să mai studiez acasă? Mm -hmm. Înțelegi? Da, ok, nu eram așa destul de bun să fiu un Phil Collins sau un toboșar de afară. Dar pentru România putem deja să-mi fac treaba. Și atunci eram plictisit și la fiecare instrument care asta mi se părea. Că tu spuneam, doamne, copilul era genial, în șase luni de zile făcea progrese cât alții în cinci ani. Păi dacă am făcut progrese cât alții în 5 ani, de ce nu sunt... Au... Ce mai am nevoie să mai stau încă cinci ani să aștept până când mm -hmm. să fiu acolo unde trebuie să fiu? Asta acum o înțeleg. Bineînțeles, nu mă refer la nivel de muzică clasică sau la un nivel de ăsta de top, de olimpiadă, dar pentru nivelul de cârciumă, nuntă sau restaurant. Asta, 1, Doi, după care am început să-mi dau seama și eu și alții în urma unor studii sau a ceea ce am citit, că poate erau o problemă de ADHD, unde te pictisești foarte repede, o minte foarte în viteză, cum și în ziua de azi, îmi fuge mintea de una în alta și de-aia mă pictisam. Ok, s-a dovedit într-un final că poate asta, pe termen lung în viața mea, m-a ajutat. După care în, după ce am terminat și Berkeley în state, după la 30 ceva de ani, participam la un seminar cu un producător foarte mare din Hollywood uh, și uh, era producătorul, ce, uh, Paul, am uitat cum îl cheamă, să mă amucă în timp seminarului, cel care a produs uh, piesa foarte frumoasă a lui Cristina Aguilera, prima piesă a lui Cristina Aguilera. Ok. Și tipul spune avea vreo 30-29, el avea vreo 50-60 și băi, mi-am dat seama cum poți să devii un producător foarte bun muzical. Și toți eram așa ca să ne uităm la el, că era unul ăsta care avea cheia succesului. Zice, eu de mic copil, am trecut pe pian, am trecut pe orchestrator, aranjor, am trecut cu chitară, am trecut cu basul și la toate m-am lăsat. Și după aia, la, 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 30 de ani, mi-am dat seama că asta a fost cea mai bună, cel mai bun lucru pe care, pe care mi se putea întâmpla. Că acum, fiind producător, poți să cânți puțin cu aia, cu aia, cu aia și ai nevoie, asta este exact cât ai nevoie ca să devii un producător bun. Că dacă devii doar un chitarist foarte bun, nu poți mai face aia, că trebuie să plătești cele 10.000 de ore, cum spune uh -huh. specialiștii, ca să devii bun la aia. Deci, pe termen lung, poate și mie că uh, instrumentele prin care am trecut în copilărie, mai târziu, fiecare instrument într-o etapă a vieții mele, în momentul când a fost vorba de supraviețuire, adică chiar supraviețuire, supraviețuire, adică când am ajuns să fiu cercetător în Grecia sau când am ajuns că nu aveam ce să mănânc, fiecare dintre instrumentele alea mi-au folosit într-un alt moment ca un cadou. Dar nu era nevoie să fi fost un mare virtuos sau un super profesionist, dar era exact cât aveam nevoie. Deci în România, de la 10-11 ani am început să cânt cu Naiu, după care de la 12-13 ani am început să cânt la Hotel Dorobanți, astăzi Sheraton, după care mergeam la nunți cu tobele, cu instrumente care vă să înainte, Cântam cu Naiu la ansamblu și la tot felul de cântare în României. Am ajuns în Grecia, cerșam, am cerșit cu Naiu, după care am ajuns în Grecia. M-a angajat cineva cu Toba la, la o buzuchia, la un club, după care m-a angajat altcineva cu basul, iarăși mm. care îl învățasem când eram copil, după care am început să cânt 5 ani de zile cu pianul care îl învățasem când eram copil. Deci fiecare lucru cumva m-a răspătit într-un alt moment. Dar la bază, eu întotdeauna m-am simțit tot naiv, pentru că asta a fost ultimul instrument la care rămăsesem de bază. Dar într-un final, cumva, toate experiențele alea au, au reapărut în viața mea mai târziu. Cum ai ajuns în Grecia? Am luat-o și -o, așa, de da, înainte de, de și... De, ce Grecia? Că vreau să ajung în Italia. ah, ok, și vă uh, <laughs> vrei uh, să cu feribot. Da, vreau să te cu feribotul, am strâns și bani după aia în Grecia, după un an de zile am strâns, aveam exact 5.000 de dolari îi țineam uh, în tocul de la Adidas, aveam de sau de la Adidas și cum se așa, de la tenis. Aveam o treabă care a făcut să acolo o gaură dacă dormeam într-un hotel de ăsta cu încă 5 5 în cameră cu cuțitul aici. Și uh, mi am pus arici pe într un la pantofi, aveam arici aici în stânga dreapta și mergeam cu talpa și nu știu cam. Și dacă mă place cineva, băi, de bani. N-am nimic la mine, n-am niciun leu. Și era una în Adidas. Ok. Și mi a strâns bani. Uh, m-am dus, m-am văzut cu, niște, cu, un, cu, un, vas de ăsta din, din, port de la Pireas. 5.000 de dolari mă costa și trebuia să stau 34 de zile jos. Trebuia să-mi iau mâncare la mine, un sac ca să fac și tot ce trebuie, și 34 de zile ca să ajung în America. Și m-am -am întors la hotel, am vorbit cu toți prietenii mei care erau acolo, erau și ceva de neamurile mele, un ochi meu, ta, când veni să mine, depamine, că ca să mor, norocitule, ajungi, mor, nu știu ce, nu știu ce. Și am rămas, stac în Grecia. Asta era după Revoluția mea. Mm. Dar eu am ajuns în Grecia înainte de Revoluție. Ok. Deci, practic, ai fugit. Din da, am, am fugit. De, de, am, pe vremea lui Ceaușescu am fugit de, de comunism. Okay. Uh, au existat mai multe momente când în viața mea trebuia să plec din țară, în 85, în 86, 87, dar pe vremea totul trecea pentru comisie de-asta a, a Elenei Ceaușescu, cei care știu din generația veche știu asta și nu se dea viză dacă aveai pe cineva fugit afară. Și fratele lui bunicul meu, care era un om foarte, foarte cunoscut, Damian Luca, un mare naist și om care mi-a pus naia în mână, fugise din țară. Okay. Și atunci eram pe lista neagră familia noastră. Și tai că mi toată lumea, nu mi nu, nu, nu s-a mai dat viză. Și eram embargo. Și cum ai reușit să ieși? Uh, Mi-a povestit un tip cum să, pe unde să o iau. -o, eram la mare, i-am vândut un ai, un tip din Germania care trecuse în, în, 77, a trecut granița pe acolo, pe la uh, Naidesh. Și am stat cu el de vorbă toată noaptea, am vândut naiul și spune, bă, am trecut prima dată în 77, l-au prins carabinii ăștia, cum zice, grănicerii uh -huh. și l-au băgat la închisoare 7 ani. A stat 7 ani până în 84, după care a trecut iarăși în 84, dar de data asta cu un câine, asta m-a asta frapat în momentul, adică m am rămas așa cum m-a povestit, cu un, un câine cu bodniță, câinele în momentul când simte grănicerul îi se fac, face prea de câine pe el. Și atunci să știa cum să se miște. Înțelegi? Okay. Da. Și l-am întrebat, zic, da, unde ai trecut exact? Și a sau o, o hârtie și mi-a pe aici, pe aici, aici, e un gard aici, nu e nevoie să-l că eu nici în ziua de azi nu știu să-l not. O e pe aici, te treci pe aici și treci te în partea altă. Bine, frate. A trecut asta. Asta era cu un an de zile înainte. Și într-o zi, când eram jos, am dat o depresie, că la 18 ani, de discuțiile noastre pe vremea era Ceaușescu o să, o să rămână o viață întreagă. Numai. Cu asta ne bagă în pământ. Adică toată lumea credea că Ceaușescu o să trăiască 5.000 de ani. Ca Iliescu. Adică... Poate și mai mult. Așa. Și... Uh, 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 am fost o discuție de asta în fața blocului cu niște colegi de-ai mei sau cu niște prieteni, dar copii la 19 ani. Copii la 19 ani care deja, avea, care, care deja aveau fiecare dintre ei copii ca să scape de armată. Că pe, pe vremea aia, cea mai bună modalitate să scape de armată era să ai deja un copil, unul născut, și dacă soția ta sau iubita ta sau nevastă ta era gravidă în 3 sau 4 luni, puteai să-ți deja livretul, că aveai doi copii. Și majoritatea dintre prietenii mei lăutari și asta, toți aveau deja un copil sau doi și viața era neagră. Adică ce facem? Cum o să creștem copii, Mai înțeles, uh -huh. copiii făcuți pentru armată? Cum o să facem? Cum o să, să, cum o să scăpăm? Că din orice tu să cu ne bagă în pământ. Și nu mai discuții de astea, nu mai discuții de astea, da, hai să-mi bag în iadoră. M-am dus sus, m am luat și du-te pe drumul ăla. Zic ce-o fi, o fi. Nu cred, Am mai fost întrebat întrebarea asta, nu cred că poți să-ți găsești aceea și da, niciodată să nu spui niciodată, never, poți să-ți găsești aceeași fel de energie sau de nebunie la o altă vârstă când ai alte lucruri de pierdut, cum era 18-19 ani. Știi ce zic? Atunci pur și simplu te doare de asta și momentele când se întâmplă de dragoste sau nebunie, de te uiți, o furpaia, pe aia, te arunci pe geamuri ca să faci ceva, că e la vârsta aia, până mm -hmm. până la 40 sau la 50 să facă același lucru. Nu cred că găsești aceleași resurse interne sau același, nu ești același risk taker. Uh -huh. Dacă face sens să zic și eu că o eu în engleză. În <laughs> <Un> cuvânt. Uh, <laughs> nici nu știu la asta. Cel care ia riscuri sau cum să zice. Uh, nu știu, hai să o găsim cumva. Da. Și am fugit, am plecat. Apetență la risc. Da. Și am fugit, am plecat, am trecut până în și am ajuns în Grecia. Și în Grecia, primul lucru, nu știam ce să fac, uh, am scos neau și am început să cum străzi. Și un timp de un an de zile, asta făceam. Prima dată am cântat pe străzi, după care am început să cumpăr la la mesaj. După care am prins că merge și după, după, de la 5 și dragme, 10 dragme, 100 dragme cât era pe vremea, am început să fac și 100 și 200 de dolari. Și chiar mergea, adică devenisem un, un uh, cerșător profesionist. Că învățasem locurile. Am învățat greacă aproape la perfect, ce vorbesc și în ziua de astăzi. Și de și în zile. ce oraș să În Atena. Ah, ok. Am învățat greaca bine, la tot mulțumesc Dumnezeu, am o ureche bună la asta cu, în paranteză, limpi. Și uh, știam, m-am prins de locuri. Băi, dimineața de la ora 11 la ora 1, merg unde sunt ăștia străinii care vin în placa monastirea acolo în Acropolis. Perfect. Grecii mănâncă undeva între 24, mă duc acolo. După aia, seara de la 7 la 11, mă duc în uh, platia Omonia și mai sunt niște astea, glifada. Și pe care dimineața de la ora, când, când, când veneau ăștia de la Buzuchia, că se uceau toți să bea până la ora 4 dimineața, în piața la Omonia era de asta, de ciorbă de burtă, de la 4 la 6 dimineața. Și mă uceam și acolo. Și aveam exact... Și făceam acolo 20, 30, 50, 20 și făceam bani. Wow. Da. Dar a durat ceva până m-am prins, după care m-am luat mașină, după care... Ok. Și cum ai ajuns în America? A durat, a durat, a durat vreo șase ani de zile am stat în Grecia, m am căsătorit în Grecia, am, a, am, am o fetiță care, în părerea 31 de ani. Uh, în Grecia, m-am uitat în Ianena. Naiul nu este un instrument, este un instrument tradițional românesc, uh, a prins de foarte multe ori în alte țări, cum sunt țările de astea din vest, America, Germania, Anglia, dar în Grecia este o țară cu muzică tradițională grecească și nu prinde de adică nu puteți să faci un to make a living, să, faci, să trăiești din, de, uh, și un timp mi-a spus, știi să cânți cu orca? Da. Mi-a dat șase casete, am învățat muzica grecească ca organist, deci m-a răspătit cumva copilăria uh, cele, cei un an jumate sau doi ani de, de pian și am început să cânt cu ăsta. La început făceam, nu știu cât mi-a dat, 8.000 de dragme. 8.000 de dracme erau, era puț, era, erau puțini bani în comparație cu ce făceam eu ca cerșetor. Mm -hmm. Că deja la cerșetor ajunsesem la 100-150 de dolari pe seară. Uh, dragma pe vremea era 200 o drachmă, deci 10, să așa, 200, 10, 20, 40 de, 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 de dolari sau ceva. De la 100 care făceam ca cerșetor. Mm -hmm. Dar mă pictisisem ca cerșător și era faza asta nașpa, adică te uceai la o masă, unii de dădea, alții te scuipau, alții te... Nu, nu era... Și nu, nu, era ceva de viitor. Și acum, mai ales când partea asta mă mutasem, eram și în însurat, aveam și copil, și am început să cânt. Și ușor, ușor, ușor m-am dezvoltat și am ajuns după, nu știu, după un an, doi ani de zile să cânt și aproape pe 200 de dolari în fiecare seară în Buzău. Am plecat, acum eram cu șase keyboard-uri, eram cu astea, făceam super treabă. Și asta a durat vreo șase ani de zile. Dar de timp, între timp în 93 am trimis undeva în Olanda la, la, o casă de producție un demo cu mine, dai că mi acolo și a dus, adus un demo la Sony Music, o divizie a lui Sony Music, și le-a plăcut foarte mult ce făceam eu, Studio 88 se numea, le-a plăcut în Hilversum, le-a plăcut mult ce făceam și a zis, băi, hai, vină în Olanda să facem un CD cu Naiu. Și de momentul ăla, adică, eu nu uitasem de Naiu, eu era instrumentul meu, dar eram conștient că, așa cum spune Oprah, trebuie să fac ce, ce trebuie să fac până când ajung să fac ce îmi place să fac. Mm -hmm. Și făceam ce trebuia să fac ca să când cu orga să pot să provide pentru familie, să aduc, să, puteți, să, să pot să supraviețuiesc, și nu mai să supraviețuiesc. Era bine, era ok, dar înăuntru meu știam că îmi doresc să fac ceva cu, cu Naio. Am făcut albumul ăsta, după care m-am întors înapoi în Grecia. Și asta e important pentru cei tineri care mă ascultă. Am mai repetat asta de mai multe ori că americanii tot spun uh, arată-mi puțin peste 5 ani tu nu vei fi altceva decât următoarele cinci lucruri. Cei cinci prieteni pe care ai, cărțile pe care le citești, muzica pe care o asculti, filmele pe care le vezi și mâncarea pe care o mănânci. Deci peste cinci ani tu nu o să fie altceva decât suma acestor cinci lucruri. Și m-am întors în Grecia cu albumul, le pun la niște prieteni de mei, uitați pe ce album, mamă, ce mișto, greci, care cum eu. Dar băieții, adică, nu, nu i judec cu viziunea lor. Că iarăși e o vorbă tot, pe care am văzut tot, tot în America, care spune înainte să faci ca cineva, uite-te de unde vine vorba. Adică spune ăla, băi, nu te însura, sau nu avea copii, și el n a avut în viața lui copii, sau, sau nu s-a însurat, sau nu, nu, investi în afacerea asta. Adică nu e un om care are experiență, așa că uite-te de unde vine. Și ea, zic și eu, Bă, am văzut -o pe o de asta, de muzică, scris undeva, Berchile, Masa, Casa, Kasucet, Boston, USA. Zic, vreau și eu aici, că muzica. a fost aici, George Benson și Oscar Peterson și Cicorea și o grămadă mari muzicieni și aș vrea poate să merg și eu aici. Și aș spus la mine, bă, dar tu ești în Pit, tu ești un de România care când cu Naiu, când cu noi la Buzuchi, unde s-a ajuns tu în America, frumoasă la Berkeley? Pe păi, aici e nevoie de două milioane, 3 milioane de dolari și trebuie să fii mare muzician, trebuie să ai stau în frunte, trebuie să... Nu! Mm -hmm. Am pus și botul la ce au spus ei și am lăsat așa. Dar tot mă mânca undeva, tot mă, mânca, mă mânca undeva foarte rău și am început să caut alternative și am găsit o școală în, în, în LA, care se numea MI, Musician Institute. Asta nu mai era Berkeley, era una bună pentru mine, pentru un țigan în România, tâmpit, cretin, adică era exact ce spusese. <laughs> <laughs> și zic, perfect, și cât costă? 10.000 de dolari. Ia uite bă, că au și școli de-astea de proști, <gântu -i> înțeles. Și era o școală de asta unde te, te, te făceai totul, adică în loc să faci patru ani de universitate sau nu știu ce, făceai totul compresat, adică 4 un program, zile. Un program de la de, 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 exact, de exact, un an de zile, plăteai 10.000 de dolari, dar trebuia să-ți plăteai transportul și astea. Și zic, bă, dacă am 10.000 de dolari, o să fac asta. Când am la și mi-am deschis și eu, ce crezi, o șoarmerie. Să numea Otites, tot ce vrei. Ok. Și mi-am deschis șoarmeria fără bani, m-am am, am de la cineva cu ceva, nu știu ce, zic, hai că deschizi și o armerie asta și o să meargă bine, strâng bani ca să pot să lași undeva să meargă la copil și strâng bani ca să, ca să pot să strâng 10.000 de dolari să-mi plătești școala în America, să studiez la școala asta de proști. Și atât de bine mi-a mers încât am dat faliment de de dolari la restaurantul, așa am încet încă 2 ani de zile să plătesc datoriile pentru, pentru restaurant. N-aveam da, aveam 24 de ani, la 24 de ani, la 26 am început să plătesc datorii la, pentru cărciuma. la toți furnizorii, știți, Eu zic, carne, Coca-Cola, tot ce era. În timpul să cântam și la bazooka și la asta și în 96 aflu, nu știam informația pentru că eram neinformat de, 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 de ce înseamnă, da, e bine ca să ai informații sau oamenii caută informații, Existau în fiecare an o echipă care venea în Atena, da, nu era departe, dar era dintr o altă lume, eram într altă lume, care venea la Atena și puteai să dau un examen, să te asculte, să vadă dacă te primesc sau nu la Berkeley. Am ajuns, m în Atena, am dat examen la... pentru Berkeley College of Music. După ce am dat examenul la, la, o săptămână, două, nu știu mai știu cât, am primit o scrisoare, dar mi-am binevenit, ai primit să integrală, welcome to Berkeley College of Music. Eu și eu, asta... Grecilor le place cum suntem noi glumeți, știi că facem glume de-astea, așa? Da. Așa le place și lor. Și mai de dat un telefon de asta și îmi spuneau, hei, Damien, ia! Yeah. This is Eric Clapton, man, I heard you play amazing music. I would love you to play with me in some concerts, would you like? And uh, maybe we can start the, the the tour on Friday. Today it's uh, Tuesday, can you do Yes, Mr. Eric Clapton, I can come. When you want me? Ah, of course, I'm the And he uh, I'm So, you And I am not I I this is not, this is not, this is not niște ăștia care au făcut-o împreună ca să râdă de mine, zis, că sunt întâmpiți și acum cred că am ajuns și eu la Berkeley. Și am aruncat-o. Okay. Și după o săptămână primesc telefon de la aia, de la uh, Filip Onacas, de la conservatorul de la Atena, ce Damian, o să de la Berkeley, ai primit bursă. Zic, să puțin cu cine vorbesc, ca să mă asigur că nu vreau să fie iarăși o M-am dus acolo în persoană, am luat numărul de telefon, am sunat la Berkeley ca să mă asigur 100%, zic, băi, plus 617, adică codul America. în tot America, da. <laughs> Hello, me, Damian, you, you, Berkeley? Yeah, ok, for sure, da. Și am primit bursa și am, am început o întreagă de asta, că pe vremea nu era ca acum, trebuia să ai a fi David suport, sponsor, om care să. Nu poți să-ți imaginezi cum era, tot felul de. adică un dosar atât, nu știu cum e și în ziua de astăzi, dar atunci era extrem, extrem, extrem de dificil ca să poți să ajungi la, la, la Berkeley. Și am ajuns la Berkeley și. Şi... Am luat viza în 97, august, aveam 27 de ani, am luat viza și am ajuns la Berkeley și am fost primul român din istoria Berkeley care am, am, ajuns acolo. Nu știam câte știu la momentul ăla și am terminat Berkeley. Normal e școala, este 4 ani pentru bachelor de nu pentru diploma. Există două programe la diploma de 2 ani și programul normal de, de bachelor de care durează 4 ani, am fost unul dintre primii care l-a terminat doar într-un an de zile, cu magna cum laude. Wow! Wow! Asta toate sunt lucruri pe care eu nu le știam despre tine și le-am aflat cu prilejul te cunosc de undeva. Uh, trebuie să-ți mărturisesc treaba asta, în sensul în care eu eram fan Damian Drăghici uh, și a conceptului Damian and Brothers. Din momentul în care am și aflat de existența ta, și aici e uh, mea culpa... Um, în 2016, când te-ai întors tu și ai făcut uh, proiectul Gypsy Rock. Uh, exact Gypsy Rock, în, cu piesele care au-și devenit hituri, cu reinterpretarea de la în stație la, la Lisabona, cu Mona, cu. Șara, tot asta, da. și. Uh, Știam anumite lucruri despre tine, dar erau la nivel de legende, așa, adică de, bă, cât de tare Damian Drăghici. În momentul în care uh, am început uh, aventura asta la Te Cunosc, eram într-o seară acasă cu uh, domnul Marian și am deschis laptopul și am căutat Damian Drăghici și am văzut concerte de ale tale, cântând cu cei mai mari artiști ai lumii. În momentul ăla, efectiv, am zis, bă, băiatule, ești nebun, Mie asta mi se întâmplă o colegul, ăsta mă stăm, văd cu el în fiecare zi, Ești nebun la cap, și de ce nu știam de lucrurile astea? De ce nu cunoșteam treburile astea? Uh, probabil că și pauza aia în care tu ai fost plecat mult timp din țară. Uh... Scoțându-te oarecum din lumina reflectoarelor, a contat la toată treaba asta. În schimb, am avut niște discuții cu tine în care îmi povesteai despre uh, uh, Eric Clapton, îmi povesteai despre... Uh, stai că îmi scapă numele acum... Joe Cocker! Așa, Hacker, despre Joe Cocker. Da. Uh, și n-am să niciodată în momentul în care eram noi la duel și făceam Sinatra. Și ai venit și ne-ai știți că Sinatra a avut un om care timp de 40 de ani l-a plătit doar ca să aprindă țigara, că el băga țigara în gură și îl chema pe el spunea Light Me și el a aprindea țigara. Moment în care am dat seama, zic, bă băiatul, omul ăsta a avut contact cu toată treaba asta, ceea ce mi se pare absolut fenomenal și vreau să vorbim despre asta neapărat, despre ce ai simțit când ai intrat în lumea respectivă și ce te-a făcut să te întorci până la urmă ormii. Cred că există un tip care merită citit. Nu sunt genul care să recomand cărți, dar am fost genul de om care până la Berkeley, până în stat, eu n-am citit o carte. Și am citit în 10 ani de zile 10.000 de cărți. Dar există o carte foarte interesantă a unui scriitor care îl cheamă Joseph Campbell. The Power of Myth se numește. Este un tip care l-a influențat foarte mult pe George Lucas să scrie Războiul Stelelor. Adică Joseph Campbell ăsta la bază a fost un mitolog, adică cineva care a studiat mitologia a majoritatea culturilor arhaice, adică maiașii, peruviani, orice fel de cultură și atunci el a pus într-o singură carte, a, cules și asta și-a dat seama că există în fiecare cultură, există aceeași poveste. Să naște, cineva să naște undeva în niște condiții extrem de dificile, fără mamă, fără tată sau sărac sau trebuie să lupte sau în junglă sau trebuie să fie undeva, de acolo să ridică și pleacă, să duce undeva spre un obiectiv, adică să lupte cu dragonul. Mm -hmm. Și trebuie să treacă pe o de examen ale vieții, e cruntă lupta cu dragonul, câștigă și după, 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 după ce câștigă să întoarce înapoi ca să dea înapoi comunității ceea ce a primit el. Asta este la bază în orice poveste a mitologiei și asta este la bază, de fapt, și în povestea când e scris un film sau o poveste așa sunt scrise. Eu nu știam despre asta, după aceea au fost alți oameni specialiști care mi-au spus cumva despre povestea vieții mele. Cred că sunt, există Există un drum care noi ne uh, imaginăm la un moment dat și pe care vrem să mergem, vrem să o luăm și credem că doar aia e singura cale. Și de cele mai multe ori, când uh, cala aia nu iese așa cum vrem noi, uh, când suntem mici până la o vârstă, plângem. Eee, nu, nu iese asta. Când suntem mari, suntem deprimați, că nu ne iese nouă cum vrem aia. Ce -ai? Sunt deprimat. Adică e un fel de plâns, dar pe mute. Mm -hmm. Îți dai mute și plângi în tine. Ai plâns afară, asta ai plâns pe mute. Uh, dacă drumul ăla pe care o iei tu nu este exact așa cum crezi tu, este ego care spune în continuu aulă, nu e așa drumul ăsta, trebuia să fie așa, trebuia să fie așa, trebuia să fie așa. Am avut și o întâmplare asta până când mi-a arătat viața și mi-a arătat călătoria că de fapt nimic nu este întâmplător. Și tu ești pus pe o cale ca Dumnezeu să-ți arate să înveți. Înseamnă că n-ai învățat asta și trebuia să înveți asta, trebuia să faci asta și n-ai făcut asta, trebuia să înveți asta. Adică e clar că este o cale pentru evoluția ta spirituală, nu numai cea materială sau cea... să fii faimos, să ai bani, să ai... Adică e o evoluție ta, pentru că doar așa poți să crești. În drumul meu pe care l-am... La am ales eu, să zic, că nu l-am ales eu. Sunt lucruri care s-au întâmplat care, dacă ar fi să... să te uiți la un film pe un ecran și să vezi unde s-a născut acest copil, în ce condiții s-a născut, în ce familie s-a născut, în ce vecinătate s-a născut, cum era el ca copil, cum erau lucrurile în jurul lui, cum era totul, nu avea niciun, nu exista niciun fel de șansă sau niciun fel de sclipire să vezi ce s-a întâmplat după în viitor. Hai că dacă și dacă te-ai fi uitat așa și la tot contextul, e fi, Acum adică ăsta e ăla care era aici? Adică același om de aici care a plecat ajunge să câștige Grammy și să stea la masă cu David Foster și cu Quincy Jones și să stea la masă cu Joe Cackel și cu James Brown și să cânte cu ăsta și să lucreze cu Hans Zimmer și să uh, ajungă europarlamentar și să uh, lucreze cu o listă întreagă? Da? Ți-am așa câteva lucruri. Să colaboreze și cu ăla și să ajungă în țara aia și să iasă la masă, să stea cu George Soros și să fie... s am aruncat așa doar câteva lucruri. Lucruri care... Dacă te-ai uitat la, la începutul unui film, să spunem, n-ar exista deloc această posibilitate. Pentru mult timp, de da, am făcut răspuns așa lung. Pentru mult timp am crezut că toate lucrurile astea se datorează, mi se datorează mie. Nu există o explicație. Până acum 5 ani, 10 ani și până când am trecut și eu pe niște terapii mai convenționale sau nu așa convenționale și până când înțelegi că nu tu ești cel în, în charge, nu tu conduci și e altcineva care conduce, crezi că toate lucrurile astea le faci tu. Nu. Există cineva care cu un plan mult mai mare, care știe el cum să le facă, el te pune pe drumul ăla. Uh, da, e clar că acelui copil, de ce din ceilalți 10 copii care erau în prejurului? lui, alți țigani, colegi de-ai mei, prieteni de-ai mei care știu și mă văd și acum la ăsta cântam cu toții la ansamblu, la o nuntă, la o asta și din toți aia zice copii, ăsta spuneam eu într-o zi o să ajung în America. Eu într-o zi o să ajung să am Cadillac sau Chevrolet. Nici nu văzusem ce, doar auziți, îmi plăcea numele ăsta Cadillac. Wow, ce mișto e. Eu într-o zi o să fiu ca Rocky și o să ajung să cânt cu nu știu cine și o să fiu așa. Și o să port Liva și o să beau Coca-Cola și o să cânt cu Ola și o să fac asta. În vremurile când... Nu mă refer în vremea când mai exista Coca-Cola și tot ce vrei tu și Liva. în vremurile când nu exista nimic. Eu o să fiu așa. Eu aveam 14 ani și eram în după Sandy și la 34 de ani când am cu ea și am devenit cei mai buni prieteni. O, o văzusem pentru prima în We Are The World, în clipul ăla. Uh, Da. Și atunci întrebarea mea este asta. Ok, e clar că nu e, nu eu sunt cel care am făcut asta să se întâmple. da. E un plan mult mai mare divin. Și există de acolo cineva care face lucrurile să se întâmple. Dar, pe de altă parte, e clar că tot de sus e cineva care îi pune ideile la nebune doar la în cap și nu la Ca el să viseze că i se va întâmpla aia. Mm -hmm. Face sens? Da, da. Adică nu e ca și cum ăsta spunea, e ok, nu, ăsta cumva știa și după aia s-a întâlnit cu colegii lui după ani și ani de zile și îi întrebă, dar de unde știai? Zic, nici eu nu știam, nu știam, Așa, așa mi s-a spus. Da, asta mi se pare foarte, uh, foarte interesant. Faptul că există oameni care pornesc cu această informație, uh, pornesc cu proiecția unor vise pe care apoi ajung să le îndeplinească, uh, având convingerea că le vor îndeplini. Uh, de asta, mi se pare cu atât mai valoroasă experiența mea, întâlnindu-te pe tine, pentru că ești unul din oamenii care au conștientizat lucrurile astea, care vorbește deschis despre treaba asta, și mă regăsesc foarte mult în proiecțiile tale de atunci de când tu erai copil. Mă regăsesc în niște vise cum spunea uh, Denis de uh, Motans, uh, mă regăsesc în categoria copiilor care au visat greșit. Um, visat -vi greșit în contextul ăla? Exact, nu în contextul de atunci, da. pentru că așa -ți spuneau și grecii. Da, grecii da, da, da. spuneau că tu, băi, prost, cum te duci tu la Berkeley, ești nebun. Da, 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 da. Să da, stabilit, -o da. da. spuneau grecii la 23. Dar îmi familia mea sau îmi prietenii mei, băi, ești nebun, cum tu ești ți țigan, cum să ajungi în America? S-au dus câțiva colegi de mei la, 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 mama, la bunica mea care mi-a crescut, tantinii noi, dar mi-a încălcat o rază. de ce? Vorbește că o să ajungă în America așa, la restează gaji, bagă asta la pușcărie, de, e nebun, cum să vorbească despre America? Și să-i să, să dea sau ceva. Zice, lasă mai ca așa nebun cum e el, că e ok. Ok. <laughs> și asta e, uite, vezi că întotdeauna apare, apar în, în poveștile astea, apar în toate călătorile inițiatice, apropo de The Power of Myth. Sunt zmei pe care trebuie să-i dobori, dar apar și semnele bune de fiecare dată. Normal, normal. Și apar și oamenii care îți transmit Puterea de a face chestia asta mai departe, pentru că și încurajările și toate lucrurile bune și faptul că vezi că sunt oameni care te lasă să visezi. Cred că treaba asta ajunge să conteze cel mai mult. Pentru că dacă ai fi chiar singurul care să creadă treaba aia despre tine, nu știu dacă s-ar mai putea întâmpla păi nu, să că reușești. la mai ajunge de bună, adică nici nu nici, nici mai crede. Uh -huh. Înțeles că de mult, și, și lupta cu Zmeu sau cu dragonul nu e altceva decât lupta cu tine însuți. Exact. Că dragonul ăla este tot, este tot o parte din tine care. Că, o parte că, care fuge de frica din el. Adică odată ce ți-ai depășit frica aia de dragon și l-ai l-ai învins, îți învinci tu parte din tine care îți dai mai multe putere și știi că poți. Mm -hmm. Despre asta e tot. Adică și în momentul când te uiți, am, am colegi, am avut acum ceva timp un, un eveniment la Ateneu și m-am văzut cu niște colegi de-ai mei din copilărie care erau acolo, foarte buni, iubesc foarte mult, îi respect și da, dar tu cum? Cum ai făcut asta? Sau când mi se pune întrebarea asta, cum ai reușit? Mi se pare, mi se pare ciudată întrebarea că eu încă nu simt că am reușit. Păi bune, când cineva îmi pune întrebarea cum de reușit, nu știu, că încă nu simt că am reușit. Că dacă reușeam, aș fi oprit. Mă ziceam, băi, nu mai fac mica. Dar ideea este, în primul rând, cunoscându-i pe ei și văzând și ții, am, o memorie, am o memorie de elefant, nu poți să să-ți imaginezi, și ținând minte, și asta nu spun cu răutate, ținând minte atitudinea sau cum erau ei văzuți sau potențialul care l aveau ei sau potențialul care l aveam eu atunci, eu eram la cel mai mare luză, cel mai mare tâmpit, cel mai mare cretin, cel mai mare bâlbâit, cel mai mare bou idiot care nu o să fac nimic. Uh -huh. Și aici toate tendințele erau asta, nu se poate, la cum e și nu știu ce. Și acum nu vreau să compar să spun cine m-a ajuns eu sau cine a ajuns el. Nu despre asta e vorba. Este vorba că niciodată nu poți să pui nu știi cum pui cum ea cu calul. Adică dacă pui pe calul pierzător sau pe calul câștigător. Doar pentru că ăla e mai slab, e mai calul ăla. Și păi nu exact, care mânca exact, exact. Lasă-l puțin să... dă puțin să mănânce, dă puțin să antrenează, lasă-l puțin, adică în timp, pentru că rezultatele erau evidente pentru acest viitor uh, înfloritor al acestor colegi, prieteni și era dezastruos pentru mine. Dar to poate că, că, că tocmai că mi s-a prezentat atât de dezastruos, de 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 am luptat atât de mult sau am mers împotriva ca să arăt că nu este atât de dezastruos. Dar puterea aia nu era a mea. Mai mult ca sigur, a, a fost pusă de undeva. Care-i percepția ta despre reușită? Adică, cum, îți, cum vizualizezi azi uh, momentul de reușită? Și dacă tu crezi că vei reuși vreodată sau vom reuși vreodată yep, și asta în este, timpul vieții? Da, și asta este, adică este, chiar ieri un, am avut un podcast cu un uh, master Sandao, master U din Corea de Sud, și despre asta vorbea. adică o dată ce ești în continuu în, în, în partea asta a, a celor trei, not having, not loving, not knowing, în continuu tu crezi că vei fi bine când vei avea the knowing, the howing and the loving. Ok. Adică de să știi, să am, să iubesc. Atât timp cât ești în dualitatea asta, eu nu sunt fericit că nu am. Eu nu sunt fericit că nu am reușit. Eu nu sunt fericit că nu am pus-o. Eu nu sunt, sau încă nu sunt acolo, de-aia nu sunt așa. E clar că tu nu ești, nu ești prezent. Da? Și tu că despre asta am vorbit mai de devreme. Ideea este în următor. E bine să-ți dorești, e bine să vrei să ajungi undeva, dar e bine să înțelegi că drumul E nevoie de timp și e nevoie să parcurgi niște pași. Și e clar că fiecare. Eu am observat un lucru la mine. Sunt extrem de grăbit, extrem de nerăbdător, după cum observ și după cum vorbesc, extrem de agitat toată viața mea. Uh, Mi-e mai bine când sunt pe poți neguie, pentru că am ceasul leșinat, dar nu știu pot să mai vorbesc. Uh, am observat un lucru. La mine. Nu știu cum sau de ce. La cât de grăbit sunt sau cum, cum, cum sunt se întâmplă totul cu 7, 8, 8, 8, 9 ani posibil, mai târziu decât credeam eu. Ok. Am observat asta în viață. Adică, dacă trebuia să ajung la Berkeley la 18-17, intră majoritatea, am intrat la 27. Dacă trebuia să fac aia la 30, și, la 30 am făcut-o la 40. Dacă trebuia să întâmple aia la 50, am făcut-o la 50. Totul este cu 4, 5, 6, 7, poate și mai mult. Ani în peste. Dacă și când stai și te gândești la legea atracției sau legea manifest, manifestării, da? Sau uh, the, assumption, the Law of Assumption, cum spune Neville Goddard, Da, pentru că de moment ce tu îți pui el în minte și în cap, durează în univers până să materializezi. Adică tu nu stai zilnic, dacă stai zilnic șase luni de zile, am început să mai face nimic altceva decât în continuu, nu vreau asta, vreau asta, vreau asta, vreau asta, Și nici asta nu e modalitatea de a manifesta, pentru că tu în momentul când îi spui Universului că vrei asta, înseamnă că îi spui că îi spui dintr-o bază a lipsei, înseamnă că nu ai și îi spui. Nu, tu trebuie să fii într-o într relaxare, să știi că tu ești aia, ai manifestat, ai lucrul ăla și tu primești ceea ce ești, nu ceea ce vrei. Pasta asta o mai repede multe ori, pentru că lumea îmi pune întrebări zilnic și îmi Mesaje, e mail mai ales că am lăsat un program de mentorat, de care o să vorbim, cum ți-am spus. Uh -huh. Și îmi pun întrebări și îmi spun în continuu. Doamne, dar cum adică eu primești ceea ce vreau, nu ceea ce sunt? Bă, da, pentru că eu primești ceea ce sunt, ceea ce vreau. Pentru că tu, în momentul când spui, vreau o mașină. Ce spui Universului? Că tu nu ai o mașină. Mhm. Uh -huh. Da. Deci este ceea ce vrei de aici. Sau că nu am mașina pe care o vreau. Da. Tu nu ești ceea ce ești tu în momentul când tu, te simți, cum spune în Marc, în Biblie, spune roagă-te pentru ceea ce vrei, acționează ca și cum ai primit, mulțumește ca și cum ai primit și o să ai lucrul ăla. Deci tu dacă în momentul ăsta am mașina asta, simți și nu gândiți, simțiți. Mamă, m-am urcat mașina asta. Cum era exemplu, dacă mai ții în The Secret. Conduc, domnul exemplu, banal acum cu mașina, că toată lumea o să doar vorbim despre lucrurile materiale. Materiale, nu. Abundența, cuvântul abundență este asociat foarte mult cu lucrurile materiale. Nu, abundență înseamnă și abundența sănătății, a dragostei, a iubirii, a prieteniei, adică să fii abundent în toate punctele de vedere. Să ai pe masă multe fructe și ai abundență. Îmi fructele multe pe masă. Pepene, castraveți, roșii, legume, ce-o fi. Deci nu e doar de mașină. Atunci, hai să o luăm mai simplu ca să nu crede lumea că am nebunitia și toți, toți, cu Lamborghini și cu Ferrari. Am! Am! Ia uite, am acest castravete pe masă mamă ce frumos miroase roșia asta. Uite cum miroase pepenele la asta. Adică lucruri simple pe care poți să le simți, poți să le faci, adică poți să le faci mai simple pentru că tu ai un punct de referință cu pepenele și cu, uh, cu casa sau cu roșia. Cu Lamborghini mai greu, că nu ai fost multe Lamborghini să le miroși. Da, să te dacă ca exercițiu și în programat de formări care am fost și eu, să te duci să vezi cum e în state, în state poți să te duci să vezi când se deschide o casă open house, să vezi casa cumperi. Și da. atunci te duci într-o casă de-asta foarte bogată, vizitezi și tu și Casa te... Casă asta bă. și vezi Sau te duci la, la, la diriul de, de mașini, te urci într-un Lamborghini, îl conduci cu ăla șapte -o minute și te simți în Lamborghini, așa stai acasă și visezi. Pentru ca să ai o experiență reală. Mm -hmm. Altfel trebuie să fii extrem de uh, conștient, de mindful și să ai uh, o experiență foarte profundă să poți să-ți aduci în realitatea asta, cum vorbește și Joe Dispensa și toți. Adică tu să fii iar iartă-mi expresia, să fii în rahat, adică să fii într-un apartament, nu știu unde, și să mănânci salam cu pâine, dar e posibil asta, că mi s-a întâmplat și mie și ție și multora, dar tu să visezi că în momentul ce ești acolo, nu mai să visezi aici, să simți. Băi, acum sunt la Hollywood, merg pe strada nu știu care sau colaborez cu nu știu cine. Dar dacă poți să faci aia, se va întâmpla. Și se întâmplă asta. Da, da, și știi care e chestia? Uh, aici sunt două categorii de oameni. Pe care eu le-am întâlnit în decursul celor 27 de ani de viață. Unii care au citit foarte mult despre lucrurile astea, dar cărora le e greu să simtă pe pielea lor toate aceste chestiuni, și unii copii cărora pur și simplu cred și eu că Divinitatea le transmite informația asta. Pentru că eu n-am citit nimic de dezvoltare personală în viața mea și, cum spuneai și tu, n-ai citit o carte până să ajungi la Berkeley. Și cu toate astea sunt convins că în momentul în care cerșeai în Grecia ți imagineai că tu cânti pe o scenă. Da, da. Eu am avut ani de zile în care mergeam pe stradă ba prin frig, ba prin caniculă și îmi imagineam conduc BMW. Și, și, imagineam și, mirosul și, ăla și eram pe care frustrat. Sim... Eram frustrat în Grecia că cerșeam pentru că știam că trebuie să fiu în altă parte. Da, că și asta e reversul medalii. Și asta e reversul medalii pentru că de aici probabil graba, că vrei să se întâmple repede exact. și viața te frânează și îți dă aia șapte-opt ani delay. Uh, astea discuții pe care le-am avut și aseară cu prietenul meu, cu Cioran și cu Iren. Uh, exact despre lucrurile astea vorbeam. Mi se pare că există și avantaje și dezavantaje la lucrurile astea. Cu cât satisfacția e mai mare, cu atât și reculul e mai puternic. Și întrebarea e dacă tu crezi că un om poate visa dacă nu e un visător. Unui om care îi povestim acum lucrurile astea pe care pe mine mă impresionează teribil în momentul în care îmi spui, îmi descrii o astfel de scenă a proiecției în viitor, dacă îi le spui unui om, el dacă nu e visător în ADN-ul lui dacă el poate să-și închipui că visează. Dar nu există în viitor. Ok. Există doar acum. Asta este percepția noastră că există viitor sau trecut. Spune și mie ceva. Cum poți? Fac un cu tine că suntem prieteni și mai bine. Prinde-te și tu puțin de trecut. Unde îl vezi? În stânga sau în dreapta? Am, acum că mi-ai dat direcțiile astea, o să fiu tentat să zic că e în stânga și când dreapta e viitor. Așa, da, dar prinde -te de, de trecut, nu contează, în stânga sau în dreapta, e prinde -te de, de el. Ok. Hai, poți să te prinzi ceva? Da. De ce? De o amintire. Dar nu e, nu e -a, reală. Venit... a, aia s-a dus, este doar o amintire a ta. Dar nu există undeva. Adică dacă, dacă întrebi acum un pom, salutare, ce faci? De cât timp ești aici? ai, ești, ai fost, mai ținut în trecut? O să uită la tine, băi, ești nebun? Sau la un câine? Că nu există decât acum, prezentul. Asta este o, o, o improvizație a mintei noastre care face viitorul și trecutul. De asta e să continuu în the monkey mind. Dacă, și după, aia ai anxietate, ai văzut că majoritatea oamenilor le spune, suferi de depresie și anxietate. Și tu spui, dar cum e posibil să-ți fără la Pe Păi da, pentru că ție ți de depresia regretului din trecut, că ai făcut greșeli, da? da. Și de anxietate că ți-e frică că, că trecutul a prus să va repeta și în viitor. Exact. Și atunci tu ești în continuu într-un lup așa și îți vine să ție morți în continuu. Stai puțin, aaa, stop! Ia să vin apoi aici, a? respiri și stai în prezent. Și odată ce stai în prezent, și te aduci și în prezent, și te aduci și în prezent, și te aduci iarăși în prezent, și te aduci 1000 de ori în prezent, prin meditație sau prin alte modalități care să te aduci în prezent, ia să vezi cum nu mai regreți trecutul și asta să vezi cum viitorul poți să-l produci și să-l proiectezi exact cum vrei tu, pentru că tu ești în prezent. Tu nu duci în viitor trecutul tău. Mm -hmm. Pentru că altfel, acel om care nu este visător, el nu este visător pentru că el nu face în continuu decât să ducă trecutul în viitorul lui. Și au ce face el? Să învârte exact așa pe până lângă, până lângă prezent. Non-stop. El nu e niciodată în prezent. Dacă stau în prezent acum... Ce poate să-mi fie rău mie? Eu muzica e mișto, respir, trebuie să mă conectez puțin cu corpul meu, pentru că toți suferind de disociere, se numește dissociation, că apoi e separat de corp. E bine? Sunt aici acum în prezent. Sunt în prezent. Dintr-o stare de a fi în prezență, pot după aia dar asta înseamnă nu așa, trebuie să regulate my nervous system, adică să, să pot să ajung într-o stare de regulare a sistemului meu nervos, da? Adică să ajung de la simpatetic și parasimpatetic. Simpatetic înseamnă atunci când ești în flight or flight, parasimpatetic înseamnă când ești în rest and digest. Adică, gata, m-am relaxat. Și cum se spune, când vin lucrurile? Lucrurile nu vin când ești în grabă, da? Lucrurile vin când lați pe tine, când ești relaxat. Deci dacă tu știi, 100%. Legea manifestării, legea atracției, legea la of assumption. Marc! În Biblie Domnul Iisus spune așa. Deci, tu te rogi. Eu mă rog. Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, mulțumesc, Doamne, pentru tot ce îmi dai. Te rogi pentru ceea ce îți dorești și acționezi ca și cum ai primit. Deci, eu am primit acest ca să aveți pepene, roșii, cireșe și ceapă. Le am acum. Le simt acum. Sunt bune. Nu visezi. Doar le vizualizezi, da? Mm -hmm. Asta se va materializa. Se materializează acum, pentru că astea sunt acum, în prezent. Și orice altceva se materializează acum. Tu tot ce, tu tot ce îți dorești, le ai. Doar că nu, nu poți să le accesezi, pentru că tu pui o barieră între tine și ele gândindu-te că alea sunt în viitor. Totul este acum. Ok. E foarte simplu. Și nu spun eu doar asta, sunt o grămadă de specialiști, o grămadă de cărți care vorbesc despre asta. Deci e clar că acel visător nu poate să fie visător, nu că nu vrea. Pentru că trebuie să cu un lupul trecutului viitorului, trecutului viitorului, trecutului viitorului în continuu. Și Joe Dispensa, Bruce Lipton, o grămadă de oameni vorbesc despre asta și cea mai bună modalitate, sat, guru și toți, este doar prin meditație. Adică să-ți aduci mintea înapoi întotdeauna aici. Noi nu putem să respirăm în viitor, sau în trecut. Noi putem să respirăm doar acum, în prezent. Cum ar fi să... acum Nu mai nu, nu pot să mai respir, Damian, Radule, stai puțin, că nu pot să mai respir, frate, că o să respir peste jumătate de oră în, vi în viitor. Sau sunt supărat, acum sunt deprimat, respir în ieri. Nu. Deci tu, tu ești, eu sunt, tu ești, noi suntem, doar când ești în prezent. Altceva nu există, adică restul sunt doar poveștile trecutului pe care... Tu trebuie să ai în continuu justificare, dar eu nu sunt aici unde aș fi văzut să fiu acum sau unde o să fiu în viitor, pentru că în trecut mie mi s-a întâmplat asta și s-a întâmplat asta. Adică ai nevoie non-stop de o justificare ca, te, ca să te justifici în fața altora că nu ești acolo. Dar dacă stai, dacă stai tu cu tine singur, acum, în momentul ăsta, în prezent, doar cu tine și nu mai ai nicio poveste de urmă și ești doar aici cu tine, mai există fără poveste? Nu. Și atunci poți exact să scrii și să scrionezi exact viața și prezentul așa cum vrei tu. Asta e problema mea, și așa, și așa cred că se întâmplă. Și cum ai spus tu, acei care au visat greșit, cum ai spus mai devreme cu Denis, și uh, cei care manifestă, sunt copiii care, din inocență, au curajul să viseze pentru că sunt deschiși la orice. Odată ce le închizi capacitatea de a visa, normal că nu mai visează. Răbătoarea o are patru ani, da? uite l aici. Da, Andrei. Da, Andrei. Pe normal că bisează la orice. A, Ascult, ascultat acum două zile. Mă sună mai că era Marbea, mă am adus să-i aduc în vacanță și zice, mai că sa. Păi dacă îl vezi urla. Eu sunt un. de s-a și albumul Gypsy Rock. Sunt un, un țigan rocker. Îmi place rock mult de tot. Și am fost fan Led Zeppelin, AC, ACDC și trupele mari de rock. Și băiatul, dar nu i-am pus rock mic. Și aud acum câteva zile ACDC. Hai, uite, ding ding Și era în casă. Mami, asta e muzica mea. Asta vreau să cânt cu chitara. Mama, nu mai pot, mami, sunt nebunit. Andreea acum depinde cât de mult să joacă cu asta. Tu ai înțeles? Da. Dar și cât de mult îl influențezi și tu. Nu, eu nu, vreau, eu nu vreau, să mă bag. Pentru că la mine și eu cred că m-am jucat cu multe lucruri, dar că spune, și studiază, până la studiază, până la studiază. Eu și astăzi mă duc la un eveniment, ai am văzut și la, la Tecnoloza undeva sau undeva, nu studiezi. Și lucrurile mi ies. Asta mi se pare fantastic. Pe da, dar da, am învățat Pentru asta. Că majoritatea repetau, se chinuiau foarte mult. Și la tine era o relaxare de aia foarte... Uh, la, la un moment dat era chiar enervantă chestia asta. Până când la un, ce mi-am dat o seama? Că eu acolo eram ca un handicapat în fața voastră. Nu, nu. Nu, să ai puțin că și, și, alții care sunt artiști au aceeași lucru și să ma Cristina. Ai văzut că era serioasă și studia și spunea, ce asta, n-ai studiat și nu te-ai pregătit. Și zic, ok, mama, iarăși, adică, <laughs> din, copilărie, nu, din, copilărie, din copilărie, pentru că mi s-a spus în continuu, studiază sau fa asta, fa asta. Mă duc, mai mult ca sigur, vor exista mici ezitări, mici greșeli, va exista ceva, da? Dar eu ăla sunt. În momentul dacă simt eu nevoie să studiez, am să studiez. Dar dacă pui asta, obligația asta. Că mă întrebă lumea, pe Andrei, bună ziua, doamne, căci bună ziua. Vai, felicitări, este ce frumos, vă mulțumesc și eu. Tot muzician îl faceți, nu și pe Andrei. Da, zic că am o întrebare. Dumneavoastră ce sunteți de meserie? Dentist. Și la noastră în familie toți sunt dentiști de 700 de ani? Nu, vă mulțumesc. O să vedem ce vrea el să-l fac. Nu vreau să-i spun eu. Adică dacă... Vezi care e întrebarea? Și pe el tot muzicianul să-l faceți. Pe Andrei, al meu, l-am făcut eu. Nu, Andrei cu copilul lui Dumnezeu și cu Andrei poate să se legă să facă ce vrea el. Mm -hmm. Nu nu, nu, nu spune eu ce să facă. Pe dacă îi spune ce să facă, e deja un handicapat. Deci, trebuie să faci ca mine, că eu te-am făcut eu te omor. Da. Nu? Clasic. Las, Lasă-l pe el să facă ce vrea. Dacă vrea să facă fotbal, fotbal, dacă vrea să facă. Oricum ar fi, în, în era în care trăim, care este poate cea mai prosperă, abundentă, cea mai bună era din istoria Universului, din, mm -hmm. din istoria umanității n are cum să ajungă rău. Adică șofer de Uber, dacă ajunge, câștigă 2000 de euro pe lună. E rău? Categoric nu. acum 100 de ani nu puteți face asta. Deci oricum ar fi. Și okay, când o să treacă timpul peste 20 de ani, 30 de ani, când o să aibă 25-30 de ani, o să, o să aibă ceva care o să facă doar așa și o să fie, oricum ar fi bine. Înțelegi? Mm -hmm. de, 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 ce ar trebui eu cumva să să închid? Uite-te la majoritatea oamenilor care au făcut doar cum au simțit ei. Asta mai include pe mine în comparație cu cei care aveau deja mm. când se spus, mm. de mai devreme. Asta mai la conservator, asta o să fac asta, o să fac asta. Asta ce? Asta o să-l bată râsul, nu o să fac nimic în viață, o să ajungă ultimul om. Mulțumesc! M-am dat și așa, și așa. Că mă așa, dar cum ai reușit? N-am reușit, nu aveam niciun secret. Am încercat asta, n-am mers. Am încercat o și pe asta, am încercat o șpasă, am încercat o și pe asta, am încercat o și, pe asta. și atunci, cumva, dar am încercat-o ca și cum să-mi propun, au luat, încerc pasă dacă nu merge asta m am lăsat așa dus una cu alta. Mă întreabă oameni, domnul de ce -a, a studiat jurnalismul? Păi nu vezi să vorbesc românește, că nici în ziua azi nu vorbești bine. Nici ca timbru, mă și bâlbâi, nici nu conjug bine. Ar fi nebun altul să, 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 să facă podcaster? Dar am încercat, adică... Dar ui... tu știi că asta a fost și părerea mea la început. Și v-am să păstrez chestia asta pentru <gânt> finalul episodului. Dar nu, nu pot să nu... Nu mă pot abține, că sunt grăbit. Sí. Eu vreau să-mi cer scuze public pentru faptul că în grupul meu de prieteni, inițial în momentul în care tu ți-ai făcut podcast, noi râdeam. Și judecam extrem de superficial. Pentru mine chestia asta e una dintre cele mai puternice lecții pe care le-am primit. <laughs> și într-un timp foarte scurt, adică în doi ani de zile. Inițial mă gândesc, bă, și când mai chemat-o și pe Dana Budean atunci la început și am zis că, băi, băiatule, când am realizat ce s-a întâmplat de fapt, mi-am dat seama cât de prost poți fi un fiecare zi din viața mea judecând lucrurile într-o manieră extrem de superficială pentru că e comod să faci treaba asta. Nu m-am gândit, zic, bă, stai puțin, hai să dau un search pe Google despre omul ăsta. Nu, dar e atât nu, de simplu. Și îți mulțumesc <laughs> pentru deschiderea ta și apreciez. Dar la mine, eu niciodată nu m-am gândit să fiu podcaster. Eu sunt un consumator din 2015-16 de podcasturi. Uriaș. Tim Ferris, Tom Blio, Joe Rogan, Russell, adică toți, 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 toți urmăresc podcasturi într-o disperare. Citeam cărți și mă uitam la podcasturi, adică sunt înfocat. Pot să spun orice podcast de la Tim Ferris, orice podcast de la Joe Rogan, adică, de afară mă uitam la ele și le mâncam pe pâine. Înainte să fie moda cu podcasturi în România. 15, 16, 17, 18, 19, 20, adică le ascultam, le vedeam înainte de video, inițial le, le ascultam pe, pe telefon. Și zic într-o zi, mă, ce mi-ar plăcea să mie să am un podcast așa, să iau interviul lui Jordan Peterson, adică mă gândeam direct la ăștia, la ăștia la la lui Gioro, că nici mă gândeam de România. Și îi spuneam cristine, mă, ce vreau să fac într-o într zi, un podcast, nu știu ce. Pești păi, ce astea, pe, trebuie să văd că e pe, pe Jordan Peterson și astea. Și Cristina, da, păi, dar de ce nu începe aici în România? Ce să încep aici cu ăștia în România? Încep cu, o să iau într-o scriu scrisoarea lui Jordan Peterson și după aia vreau să scriu un Gabor Mate și să. lui Harari și aș vrea să scriu un și lui Elon Musk și Cristina Damian nu se mai începe niciodată. De, ce? Începe de aici în România și pe aia. nu mă lasă mă că... Ok. Și am mai trecut șase luni. Și m-am dus, m-am văzut cu Jordan Peterson la Londra. Zic că bună ziua and, uh, I want to take a podcast. Uh, yeah, you, can, you need to talk to my people. Am venit așa acasă, în 2018 pe asta, în 2019 pe Cristina, nu dai drumul ăla. Nu, că trebuie să iau, mă gândeam acum, poate să iau lui Mike Tyson, că a văzut că și Mike Tyson a reapărut iarăși și nu știu ce. Eu un continuu perfecționismul meu, ai înțeles? Mm -hmm. adică... deci, asta nu e idealism mai mult da, decât... Idealism, da, idealism, dar nu avea treabă deloc cu să mă gândesc deloc, adică îmi plăcea, știi care era toată ideea? Nu de podcaster. Eram foarte curios, sunt curios și aș vrea să-l acolo, să-i pun întrebările mele. De fapt, la mine asta era ideea. Mm -hmm nici nu mă gândeam, domnule, eu să fiu la vorbesc gramatical, bine, nu vorbesc, greșesc, poate conjug, poate... Nu, pe mine era... Hei, mai spune cum a fost aia sau cu tare. Întrebările mele astea era, adică, mai mult ca o terapie sau ca o... să învăț. Și într-un final, a trecut și 2020, n-am făcut asta. Am început în 2020 să fac niște meditații și niște lucruri cu oameni în timpul pandemiei. Și oameni spuneam, Damian, mai făne, mai făne, că ne place, ne place. Dar ziceam, da, 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 stai puțin, că n Jordan cum să fac cu voi în primul Pă <laughs> bune, După care uh, m-a invitat cineva la un podcast, nu mai știu, în 2020, nici nu era podcast, era ceva așa. Și în 2021 zic, gata, dau drumul. Am făcut studioul în octombrie 2020 și aveai mm. echipa mea de producție, Adrian Dărzilă, cu A. Hai să dăm drumul stați puțin că mai trebuie să trimit eu un e-mail la unul afară, care am o idee la care pot să ajungă, că mă gândeam poate iau totuși nu el o Elon Musk, dar lui Harari poate, Știi? zic încă nu, încă nu și a trecut iarăși, octombrie, noiembrie, decembrie ianuarie, februarie și băi mai facem sau nu? Zic, da mă, dar totuși încă n-am ajuns, hai să-l facem cu oameni de România și așa a început podcastul și așa mm. s-a întâmplat. În martie te apucai și tu, nu? Mart... Februarie, februarie 2021 21 februarie 2021 Cred că e întâmplător că atunci ne-am apucat cred că cei mai uh, mulți în perioada aia. Morara a început primul, în decembrie. Bine, era Buhnici și Micuțu, erau de mult. Uh, dar în martie atunci ai fost și tu și Bobonete și Măruță și eu. Deci, și Gojira cred că tot atunci. Deci da. crede că la mine era totul pregătit în 2018. Trei ani de zile. Dar nu era Peterson și... Dar uite că acum, uh, spunând despre asta, mi-aduc aminte de... Uh, eram înainte de finala de la Te Cunosc și ai venit de la Timișoara și te-am întrebat ce faci, mi zis că, bă, ce fericită s-a filmat un podcast foarte fain. Exact. Era la Cumenis. Exact, exact. Până la urmă, urmei s-au întâmplat lucrurile alea, că nu mulți au făcut, adică Menis și ala, mai... Ala, ala cu Menis, eu am fost primul care am contactat-o pe Elena în 2022, undeva. Și a zis Elena, uite, mă gândesc să fac un podcast cu Menis și nu știu ce. Și nu știu ce s-a întâmplat, într-un final a ajuns la altcineva, a făcut, a făcut podcastul ăsta. Și după care Elena am vorbit cu ea și am devenit foarte bun prieten și foarte apropiat și mi-a spus, băi, mi-a plăcut, plăcut foarte mult podcastul cu tine uh, lui Menis și iar ar fi să fie și de la bun început la tine că l-am întrebat, dar de ce a fost așa de profund cu Damian? Și s a răspuns, și eu asta pot să-ți confirme, Elena, ce pentru că a suferit mult și știe ce de -aia pune întrebări profunde, că și el a trecut multă durere. Și cred că aici, aici de multe ori face nu diferența între, cred că în podcast nu trebuie să fii cum și tu și eu, tu ai altă pregătire, mai ales că tu ai, să ai, 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 studiat jurnalist sau actorie. Nu studiat. Nu, dar în studia... comparație cu mine, dar nu cred că este vorba de a fi jurnalist. Cred că este vorba de sau ai trecut într o traumă, sau ești destul de nebun să pui întrebări tâmpite, sau ai curajul să pui întrebări, sau uh, e vorba de tine de a simți. Și lumea spune, dar da, ce faci în podcast? De... Am văzut că la tine sunt diferiți decât la alții. E asta vreau să-ți să zic acum. Exact despre asta vreau să-ți spun, pentru că momentul în care m-am dat seama cât de prost am putut să fiu, a fost un moment în care mie îmi vorbea multă lume frumos despre tine. Unul dintre oamenii respectivi a fost Ștefan Mandachi. Asta înainte de te cunosc. Și uh, când l-am avut, de exemplu, cel mai, re cel mai recent exemplu, când l-am avut pe Joana invitat, pe domnul Mircea Joana, am căutat toate aparițiile dumnealui la toate podcasturile pe unde am mai fost și am văzut că era diferit la tine, după care, la două zile distanță sau la o săptămână distanță, vine o restă la podcast și îmi zice că el l-a descoperit pe Mircea Joana în podcastul tău. Și -a aceeași senzație am avut o show. Deci e o chestiune care cred că ține cont de curiozitatea ta de a pune întrebările respective. Eu, eu cu... nu, am, nu am niciun fel de... Adică m-am încetat cu echipa și vă spun oficial aici, îmi făceau documentare pe un laptop, nu știu ce. Și ăștia, iau te am făcut o documentare, nu știu ce, și mă uitam la ea și puneam altceva acolo. Mă uitam la... De, de fiecare dată deci acesta, what the fuck? îmi treabă întrebările adică, pentru că eu merg foarte mult pe ceea ce simt. Adică în momentul când omul vine, intru foarte mult sunt extrem de empatic și într așa de mult în personalitatea lui încât nu pot că ăștia mai sunt de multe ori spuneam gata, asta e o linie, pune acum întrebarea că asta e bună. Și zic, stai să mă acolo. a spus că a avut o amantă, acum vei să-l distrug, nu sunt la cum să numea, la, 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 noaptea, la antena sau cum să numea, la... La capatul. Da, sau nu știu ce. <laughs> zic, nu, nu, despre asta e vorba, adică, ok, a avut o amantă, a greșit, mare... Perfect. Să mergem mai departe. Și ce faceți? Cum te -nțeasă? sănătos? Adică sunt empatic cu el, adică nu vreau să-l distrug pe omul. Adică, mm -hmm. adică, la mine... Să am dat un exemplu pic cu amanta. Uh, dar E vorba de mine de a avea deschiderea și curiozitatea de a afla lucruri mișto despre omul ăla. Și majoritatea, cei care sunt, care au fost și au înțeles asta, e un lucru pe care cred că îl simt și tu. Și fericitări că, din tot sufletul meu, cât de bine face asta. Îți mulțumesc din suflet. Cred că simt și ei la mine. Majoritatea vin cu o agenda înainte. Băi, o să vorbesc nu știu ce, de o să să mm -hmm. mă săraci. Și după aceea la sfârșit, ce bă, wow, dar ce mai ai făcut? Că parcă vorbesc despre altceva. N-am dat cu bățișoare, n-am făcut nimic, adică nu nimic în aer. Pur și simplu cred că este felul care cât sunt eu de deschis. Și de cele mai... De... a, existat, a existat de foarte multe ori și asta o recunosc. Oameni nu cu care nu am... rezonat. Rezonat. Oameni care ei poate nu au fost atât de deschiși. Pentru că au venit clar cu agenda lor și cât de deschis am fost eu sau cât am, stat ca să-i ascult, nu au vrut să se deschidă. Și atunci poate la nu un podcast foarte reușit. Și asta, mi-am dat seama, nu că e vina mea, nu e nici vina lui, a fost vorba doar de o deschidere. Că te pur și simplu la podcast trebuie să te să am venit aici astăzi, poate vărți paharul sau cu apă, poate, poate pronunți un cuvânt purit, poate astea. asta. A, asta sunt eu acum și asta va rămâne. Este cum spunea Sergiu Celibidache, tu știi, marele dirijor mm -hmm. român din zona ta. Se face film acum despre viața Exact, îl știu, îl cunosc pe fiul lui. Și Gabi că... Crățani machează. Super. Uh... Cei a au spus, eu nu vreau să registrez muzică, nu găsesc foarte multe registrări cu el, pentru că muzica se întâmplă o singură dată. Dacă o captezi, aia nu mai este, ia, după aia o să fie altfel. Așa că podcastul ăsta, dacă eu vin mâine la tine, o să fie un alt podcast. A, categoric. Înțelegi? Că va fi altă zi, alt context. Altă stare, tu ai mâncat altceva, am mâncat am, altceva, am avut întâmplări în viața noastră. Așa că cât de mult ai încercat tu să-l controlezi, să fii 100% pe asta, oricum nu o să funcționeze. Așa că podcastul nu e vorba de a fi nu jurnalist. Nu există, că ar fi interviu și n-ar mai, -ar mai vrea farmec. Bravo, bravo. Adică treaba asta cu scriptul, Uh, nu e din, dintr-o lene oarecum, pentru că eu m-am gândit dacă nu cumva sunt un om comod, că am avut și o perioadă în care înscriptam toate lucrurile astea. Uh, niciodată nu mă țineam de ele. Era limpede. Mai pun niște foi aici, dar de ce mai, le mai pun câteodată? Că vreau să ating niște puncte și îmi notez dacă le-am atins, dar nu le scriu acolo pentru că mi-am dat seama ulterior că nu vine din lene, ci vine din faptul că o discuție ca să fie fluidă, ea trebuie să se bazeze pe răspunsul omului din față. Adică nu pot, după ce tu îmi dai un răspuns, să îl ignor, să, să exclud complet posibilitatea de a dezvolta din răspunsul tău ceva, când eu Doar am când deja agenda mea, altceva în cap, nu da. merge. Hai că să te iau așa ca să te aduc aici să nu funcționează. Și de asta am observat de multe ori că am avut oameni grei cu experiență, jurnaliști grei cu o viață întreagă de experiență și pe vin la mine și spun, mamă, după ce să te podcastul? Am avut așa emoții. Zic, frate, cum să tu emoții? Că tu faci asta de 30 de ani, ai nebunit? Pentru că și el e obișnuit să aibă o agendă. Și mm -hmm. la, un, la un podcast e fără agenda, adică îi dai drumul și asta e ce o fi, o fi. Ceea ce de multe ori se întâmplă și în viață, pentru că asta ziceai de te, de te cunosc, că tu nu studiai înainte, lăsai lucrurile să le faci în momentul în care erau de făcut. Și mi-am dat seama că adevărata bucurie atunci era, când nu mă stresam și când nu îmi puneam în cap, zic, bă trebuie să iau uh, nota, nu știu care, după care și mă bă, eu nu sunt Prima prima dată, ce dracu ești nebun. Da, da și mă bucur. Și cântăreț dacă ești. Acolo este un context unde oricum tu nu ești tu. Mm -hmm. Și atunci și dacă cineva spune, bă, dar mi-a cântat prost. Mulțumesc frumos, nu sunt eu. Vino la concertul meu, acolo dacă când prost o să mă supăr, adică nu pe tine, mă supăr pe mine că, că n-am livrat. Dar aici unde am venit și eu încerc să fiu tot ce nu sunt eu. Mm -hmm. De ce mă Că eu nu încerc doar să cânt ca Doamna Sofia Vicoveanca, să mă și compor ca ea, să mă și mișc ca ea, să dau și din picioare ca ea, să și când ca ea, să-ți fac. Sunt 10 lucruri. Pentru oricât de mult aș face, adică tu crezi că eu pot să intru în personajul într-o săptămână? Pe, și dacă stau 5 ani, am cum să, să, să fac aia bine. Mm -hmm. Înțelegi? Și plus că mai e un lucru mare pe care l-am spus în emisiune. Și cu tot respectul, țin l-am împărtășit cu Cristi Iacob asta și a, chiar a spus-o Cristi. Adică, uh, mulțumesc, Dumnezeu, a fost o experiență extraordinară pentru noi toți, și mai ales când am cunoscut și pe tine și pe toți, care a fost foarte, foarte fain. Și am spus lui zice ceva, zic, băi, văd bă, aici, m a pus că la am dat o întrebare și zic, văd aici au o grămadă de copii, Băi că, că sunt, unii sunt aproape de, de vârsta copiilor mei. Uh -huh. Extrem de talentați. Dar există un singur lucru. Mi-am dat seama că pentru trupele de cover, spun asta, pentru industria noastră, este mare, 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 mare lucru să cânți sau să fii într-o trupă de cover. Este foarte, foarte greu. Este mult mai simplu și mai ușor să fii tu artistul care faci muzica ta și ce știi tu să faci. Pentru că atunci tu nu, nu trebuie să fii altul. Mm. Eu mi-am dat seama pentru prima oară, nu te cunosc de undeva, bineînțeles, când eram și eu 21-22 de da? ani, cântam ce cânta altcineva. Și poate nu mi se părea așa de greu, da? Dar mie este, mie, mie este extrem de comod și ușor să fiu cine sunt eu. Ca să fiu altcineva, să cover după altcineva, este extrem de greu. Și încă ceva ce mi-am dat seama. Uh, am observat că erau mulți foarte talentați acolo, extrem de bun la copiat. Și le-am spus-o și în persoană ca între prieteni. Zic, vezi că poți să devii atât de bun la copiat încât rămâi un foarte bun copiator, dar nu o să mai devii niciodată un original. Da. Și asta e foarte periculos. Pentru că dacă observi în lume în general, când spune cineva, mamă, cum cântă la cu piano, sau cum cântă la cu vocea, zici că e ea. nu, mai bine prefer să spun, mamă, cum cântă asta cu vocea. Mamă, te, a aia pe tine, te cași pe tine în ce fel cântă asta cu vocea. El ca el. Uh -huh. Mai bine, mai prost cum o cânta, e stilul lui. În momentul când spui cântă ca aia sau ca ăla... L-ai depersonalizat complet. Gata, s-a terminat. Și cred că aici... Cred că despre asta era vorba. Adică, băi, mai bine prefer să greșesc undeva sau să am o, o, o mică greșeală. Prefer, adică să fie ceva unde sunt eu natural decât să încerc să fac alt, altceva, adică să stau să perfecționez aia, că tot nu o să fiu sofia viculă Po, Pe bun, adică sunt nebun? Dar cum de acceptat... Uh ideea asta cu te cunosc, pentru că pentru mine a fost un șoc momentul în care te-am văzut acolo. Cristi și echipa din Antena mai de mult m-au și pentru te cunoști, pentru Asia Express, pentru mai multe show și am tot zis nu, 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 doar de zile, de când am jucat într-un serial Sacrificiu, uh, atunci Ruxandra Ion m-a, abordat și a fost să colaborez, să fac muzica și pe aia a, a vrut să-și joc în serial. Și până atunci m au spus, hai, 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 hai să facem. A venit pandemia, a venit copilul, a venit toate astea și am spus, nu, 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 nu. Și de obicei, asta era totdeauna într într-o perioadă unde eu am foarte multe evenimente. Uh -huh. Și după cum bine s-a dovedit și ai văzut și tu, și în timpul non-evenimentelor, la mine tot era viața. Mie mi s-a părut incredibil și vreau să spun asta, vreau ca lumea să știe chestiile astea. À, au fost o grămadă de momente când tu plecai de la filmările de la Te Cunosc, când ai. Mergea la concert și te întorcea acolo. Exact. Ce și -a și două într-o zi a fost, dacă mai mm -hmm. ați minte, da. Și când s-a lansat canal de 2, ai fost și la petrecerea de lansare de la Te Cunosc și ai și cântat la canal de 2. Ea ce mi se pare absolut fascinant. Adică să poți să ai energia asta și era o perioadă în care tu beai doar cătină. Da. Nu, nu, ap doar, nu, apă, nu. doar apă, doar uh... apă. Apă. A fost doar cu doar okay. cu. apă. Postul negru. Okay. Da. Uh, și tocmai asta a fost, adică având agenda foarte plină, zic că nu, nu pot să fac față, nu am cum. Și anul ăsta zic. Băi, Cristina, hai să încercăm, dacă tu ne ai contactat, hai să încercăm că nu o să fie chiar așa de, nu să fiu chiar așa de ocupat. Nici mai știu, primele, primele două ediții a fost, nu, no, mint, nu, no, că no, și atunci am avut, și atunci a fost masiv și a fost, a fost în norocire, dar am crezut eu cumva și cum mi-a mi fost prezentată, băi, nu chiar așa de greu. Vi luna și marți, după care vi la antrenament, nu știu ce, după a treia săptămână eram, fă, nu se poate așa ceva. Dar cumva am făcut față și a fost un, Adică mi-am ieșit și eu în zona de confort. Au fost, fost niște momente foarte mișto. Da, și a fost o experiență, o experiență faină. Și cred că, cred că m-am și apropiat de public altfel decât mă văd pe publicul. Pentru că de la foarte mulți oameni nu, nu, că sunt eu, nu cred că sunt arogant, că mă cunoscut, nu cred că sunt fițos sau ceva. Dar între mine și oameni era cumva o, o distanță. Uh -huh. Și prin show-ul ăsta cumva oamenii mă văd în piață, mă văd, mă, oh, mă, Damian, adică, s-a făcut o apropiere și mă bucur de asta, chiar mă bucur sincer. Da, asta, asta, mi se pare un, un mega avantaj al formatelor de genul ăsta. Pentru că te... Bă, oricât de mult ai vrea să livrezi o imagine, până la urmă, ei se vede cine ești tu cu adevărat. Pentru că la exact. oboseala aia și având atenția distrasă de tot soi de lucruri care se întâmplă, uiți să-ți mai pui masca de televizor. Domnule, stați puțin că sunt la televizor. <laughs> nu, și la mine ai văzut că am fost, am fost, exact cum sunt, cum sunt eu, cum ai cunoscut, fără niciun fel de... Mulțumesc pentru apă, e bine. Cu drag. Uh, am fost cine sunt eu. De multe ori, mulți oameni am fost, domnule, de ce nu... De ce n-ai fost mai... Uh, de ce n-ai sărit mai mult în sus sau ai fost mai altfel? Cred că, era, cred că a fost și o perioadă mea cu postul și cu asta, care am fost mult mai, mai așezat. Și cred că și în contextul ăla, ne fiind în contextul meu cu Damian în și cum fac eu cu energia acolo unde sărim, unde dansăm, unde astea, nu m-am simțit la fel de, știi ce zic, adică am mm -hmm. fost ok așa cum am fost ponderat. Da, și chestia asta a fost faină pentru că a fost un parcurs, a fost o evoluție. La început noi n-am comunicat prea mult, după care la un moment dat, când începeau să se profileze exact tipurile de caracter, în, și nu mă refer aici că, ca să nu cumva să, să se gândească lumea că sună pe orativ. Oamenii sunt diferiți și atunci Normal. unii sunt într-un fel, alții sunt în alt fel. Trebuie să treacă niște timp în camera ca aia. Ca să le vezi profilul la fiecare. Exact. Uh, și am avut la un moment dat o discuție exact despre treaba asta cu postul, pentru că am fost foarte curios. Uh, și te-am întrebat cum ai ajuns să uh, faci chestia asta, pentru că eu la începutul anului mi-am setat niște obiective eu cu mine în urma unui podcast cu Dragoș pătraru. Și le-am scris și public pe Instagram, le-am salvat la... e primul reper, obiective 2023. A seară le-am citit și m-a apucat râsul, pentru că n-am făcut nimic din ce mi-am propus. Am propus Înc îmi încă nu s-a să... terminat anul, încă nu s-a terminat. Da, nu. Slabe șanse. Mă uitam și vedeam că mi-am propus să investesc bani, să nu le mai, mai, dau foc. Mi-am investit de an rupt. După aia am propus să mănânc sănătos, să fac sport și nu știu ce. Am mers o săptămână la sală după aia și sala e jos aici, la parter. N-am mai fost niciodată de mâncat, am mâncat totodată pe zi, dar nu că în fasting, așa mănânc eu, că mănânc, nu-mi amintesc și ce-mi ce vine în schimb zilnic am reușit dieta mea pe bază de bere sau de altceva deci de altceva vin nu vă gândiți dar e bine de... că ți-ai pus obiectivele. că o să vezi că la un moment dat tot ce pui acolo se materializează și o să vezi că se va schimba ceva eu am ajuns la concluzia că n-a fost momentul să se întâmple lucrurile astea și nu că îmi găsesc o scuză pentru că țin foarte bine minte ce am vorbit atunci, de asta vreau să redeschidem discuția în așa fel încât informația respectivă să nu fie re, re, revorbită, reutilizată. Ce te-a făcut pe tine să faci schimbările astea atât de drastice în lifestyle-ul tău? În primul rând, de două luni de zile tot primesc întrebări și vreau să spun asta oficial. Nu sunt bolnav, nu sunt bolnav, n-am nimic, poate doar cu biblica. <laughs> Nu am nimic, nu, am, nu am niciun fel de boală. Este, am făcut eu posturile pentru mine. Am făcut prima dată un post în, în martie, după cum știi că eram împreună acolo. Uh, casă, dau jos câteva chile, da? aveam, aveam 90 ceva și am ajuns la 92. 6-7 chile. Asta a fost primul un fel de detox. Al doilea post l-am făcut că mi-am dat seama cât de benefic este numai din punct de vedere al greutății. Pentru că atât ce ești la post, îți dai seama că puterea este doar înăuntru tău și scap de o de lucruri, de gânduri negative, de emoții negative, de traume, de lucruri care sunt atașate pe tine. Pentru că noi nu ne dăm seama, dar mâncarea poate este cel mai mare drog din toate drogurile. Este un drog uriaș mâncarea. Și lucrurile asociate, zahărul, pâinea, făina, sunt, e, e un drog care ne creează stări. Și în momentul când ajungi să fii în post de șapte zile, îți dai seama cât de bine ți este când nu trebuie să treci prin procesul de digestie și să fii în continuu uh, îmbuibat de mâncare și să nu poți să mai gândești clar. Deci ajuns să, să, ți placă să fii, să fii înfometat. E, e incredibil de, de fain. Și al treilea la post l-am făcut tot așa ca să curăț mai multe lucruri. Și în urma posturilor am dat jos ceva din greutate, am ajuns la 80 ceva de kg. nu sunt bolnav, sunt foarte bine, doar că vreau să spun ceva. Dacă tu mai fi cunoscut pentru prima oară acum, eu am acum 85 de chile, da? Mm -hmm. La 1,90. Tu e acum, greutatea ideală la mulțimea da, Nu, e prima oară că m-ai văzut acum. Tu m-ai văzut prima oară, nu? În persoană. Se pare că sunt o persoană greasă? Deloc, nu? Adică, băi, e om, un, om la 50 de ani care e fit. Da? Da. Dar dacă tu m-ai cunoscut acum 6 luni și aveam cu 15-16 kg în plus, acum normal că se pare că am slăbit. Și atunci spui, da, băi, da, ești bolnav, dar ai slăbit? Înțelegi ce vă mm -hmm. spun? Nu, nu am nimic, mă, simt foarte bine, sunt foarte sănătos și mai e ceva. Îți și place când ești așa, nu că îți place cum arăți doar. Îți place cum te simți, cum te miști, cum, cât de mobil ești, cât de, cum poți să te înțelegi și că ai energie din punct de vedere energetic. Și atunci nu sunt bolnav, nu am nimic, decizia a fost de la începutul anului să schimb, nu din punct de vedere doar dietă, nutriție și sănătate fizică toate cele trei corpuri corpul mental, corpul fizic și corpul emoțional și prin postul negru am văzut niște rezultate incredibile și în ultimele două săptămâni știi că am fost la Hello Chef unde am fost nevoit să încerc niște lucruri că eu de obicei mănânc vegan și o singură dată pe zi, mm -hmm. intermittent fasting și în ultimele trei zile iarăși am mai gustat niște lucruri cu Cristina în Marbea ieri am venit acasă am mâncat, ca să vezi cum e gustul. Și dacă îi dai, începe puțin iarăși, câte puțin să vrea iarăși. Și de astăzi o iau ușor, ușor cu fructe și de mâine mai fac un post de șapte zile. Deci o dată la 40-45 de zile mai fac cât un post. Mai curezi niște lucruri și vei vine apoi la tine cu picioarele pe pământ. Cam asta e tot. Dar crezi că dacă în decursul vieții tale n-ai fi făcut niște excese? Uh, mai mult de băutură, am... de prostii, de alte lucruri? Da, da, mai mult da. sau mai puțin mari. Da. Că nu... Poate nimeni acum să le. Uh, uh, da, da. Ierarhizeze cumva. Da. Dacă n-ai fi făcut excesele respective, ai fi avut astăzi puterea să-ți ții uh, un post atât de drastic, adică să te duci la o altă extremă? Da, dar nu știu dacă cineva <coughs> care n-a făcut excesele poate să-l țină postul negru. Eu, eu cred că oricine poate să-l țină, adică nu mă dau mai deștept că l-am ținut. Uh, L-aș recomanda oricărui om e incredibil, adică schimbă viața. Este Cezare Elisei care face, sus în bata Dorne, are are acolo tabăra care face și schimbă vieți de la diabet, la la gastrită, la cancer, la orice fel de boală. Uh, au fost momente când am, am, avut, așa cum ai spus tu, niște excese. Uh, poate și din cauza, nu vreau să într-o într poveste de asta a copilăriei sau traume, Poate și din cauza meseriei, adică, cum spunea Aurelian Andreescu, Dumnezeu să-l când eram copil și le întrebau, mai este, dar de ce nu asta beți? Păi ce, când te uiți la masă, nu te în ce mănânci, ce bei. Mm. asta e prima întrebare am avut și momente când am și băut mult am avut momente când am, am și mâncat dulciuri am și fumat, am și fumat alte prostii am făcut o grămadă prostii pentru că așa era contextul, așa era vârsta și dacă te uiți la orice artist în anii lui între 20, 30, 40 te uiți la interviul cu Pod McCartney, cu Led Zeppelin, cu oricine toți au avut perioade când au folosit diferite instrumente ca să acceseze alte părți ale lor ba băutură, ba droguri, ba prostii, ba alte lucruri da? După care îi vezi undeva la după 50, 50 55, 60, 45, toți vegani meditează posturi negre. Nu, nu fac ca o modă, dar mă uitam la mine, mă uitam la ei care eram fanul lor și nu-mi vine să cred că am, am, ajuns acum la vârsta asta să mă comport ca ei, cu toate că ei sunt în cealaltă generație. Când eu m-am uitat la ei în perioada, mă uitam la ei în perioada de rock și de perioada aia lor, cu toate nebunile și îmi plăcea, mamă, ce aș vrea să fiu ca aia. Și după aia am devenit ca ei în perioada aia, cu băutura, cu drogurile, cu toate alea. După care mă uit, mă uit, acum la ei în perioada când ei, dacă am eu 50, e 80. Și mă uit la ei când ei s-au dat după aia pe veganism în anii 80 deja, s-au dat pe yoga, s-au dat pe apă, s-au dat pe posturi, s-au dat pe tot felul de lucruri și sunt așa, zic, mamă, cât mișto zici. E, de aici. vorba de, de manifestare, adică se manifestă totul într-o altă... Mm -hmm. Face sens? Da. Plus că mai e o chestie, eu cred că aici am... E vorba exact despre ceea ce spuneai tu, pentru că despre etape. Pentru că urmărind, ca să aflu toată povestea lui Damian Drăghici, uh, mi-am dat seama că parcursul e unul clasic, doar că tu ai ajuns în punctul ăsta, și pentru faptul că ai avut puterea de a conștientiza. Pentru mulți, etapa de uh, băutură, droguri și de uh, artistică raie nu, nu numai că rămâne, dar poate să le fie fatală. Da, da. Pentru da. că dacă nu știi când să te oprești, am obsușit, acum se vede tot mai des, pentru că parcă e bine, probabil și datorită evoluției tehnologice, că acum aveți mult mai multe lucruri înainte. Acces, trebuia, de, exact. Da, trebuia să vină, nu știu ce, paparații, să te urmărească, să te prindă, să nu știu ce. Acum îl filmează cu telefonul mobil oriunde și ajunge bă, viral pe TikTok. Uh, observ că există mulți pentru care treaba asta pare că e punctul terminus a carierii lor și ferească sfântul chiar și a vieților lor, că e o nebuneală de asta. Și uh, vreau să te întreb cum faci să găsești echilibru din toate lucrurile astea, pentru că mie nici sincer să fiu, nu am nimic, nu pot să judec așa ceva, ferească Dumnezeu, dar nici nu, nu pot să înțeleg un om care zice că eu n-am băut niciodată. Bă, mai am o aia să vezi ce se întâmplă, adică... Înțeleg ce spui și e o întrebare foarte bună. Nu știu, n-aș putea să mă pun în situația aia, cu toate că la mine totul a fost iarăși delayed, întârziat. Deci eu nu am fumat țigări, nu altceva, până la 35 de ani. Deci cum ar fi tu peste 8 ani. Ok. N-am fumat. Și acum am fumat 10 ani de zile, am fumat câte un cartuș în fiecare zi tu vorbești serios, adică fumezi 10 pachete de țigări? Da, mă, 5-6 pachete, adică non-stop fumam. Dar ideea este că, deci n-am fumat până atunci, că dacă era cineva să mă întrebe, domnule, n-ai băut în viața ta și aveam 27 sau 28 sau 30, dar n-am băut. Nu că nu-mi plăcea băutura. Mi-a plăcut întotdeauna de mic copil, spunea și prietenii mei, beam brief cu da, asta când era pe timpul lui Ceaușescu și afară Coca-Cola, Fanta și care e mai rău decât băutura, știi, bine, mm -hmm. bine înțeles, exact, în caz că vor să fie sponsorii noștri. Așa. <laughs> <laughs> uh, ca să te înnorocești pe tine și pe mine. Uh, nu am băut până la 38 de ani. Și după aia m apucat băutura. Deci sunt oameni care poate nici ei nu beau și pe aia, au un moment. Dar e, e vorba aici a, și asta cu băutul sau fumatul. Aici când se vorbește de băut sau fumat, cum ai spus și tu, e vorba și de meseria noastră, Radu, care este diferită decât a altor oameni. Adică nu înseamnă că adică eu când spun băut, poate oamenii înțeleg diferit. Tu nu, pentru că faci parte din industria noastră. Adică, nu înseamnă că mă trezesc dimineața și eu o vor de coniac, n-am ajuns niciodată, doamne, Frește, așa să fac să beau singur în casă ca da, din nebun, doamne, Frește, cum să zice, adică, sau. Nu! Adică, băutură înseamnă că te vezi cu ăștia, ești la cântare și stai până dimineața și bei și râzi și vorbești. Mm -hmm. Adică, e, e tot mediul unde. toată lumea, bea. adică, dacă ești la care spui, nu beau, a murit cineva, ți post, ești bolnav, adică, în mediul nostru, e ceva normal după cântare, după concert, după o, o piesă de teatru, să stai să bei. Mm -hmm. Înțelegi? Adică, noi, noi nu nu, muncim, nu suntem la în corporație, unde la 12 ai pauza și la 5... Adică nu, nu poți să te duci la ora 2 să spui după ce ai, ai venit pauza de, de lunch hai să bem ceva. Mi se pare că sunt mai predispuși uh, oamenii care au un program fix zilnic la probleme cu uh, viciile, precum alcoolul, pentru că e rutina aia și cum ai rutină la muncă Așa, cred că e o tendință de a avea rutină și în viața personală. În viața personală. Da, dar atunci, la ce mă refer? că adică oamenii când aud la noi cu băutura, nu înseamnă că, bineînțeles, există exemple și în industria noastră și în România și afară, care oameni care i-a distrus băutura, care beau non-stop. Ok. Nu, dar nu înseamnă că bei non-stop. Înseamnă că ești, faci parte dintr-un mediu unde când te duci sau pe unde te duci și te vezi cu prietenii, ei beau. Ai înțeles și eu, sau, sau ești, undeva, te duci, ai văzut, te, duci undeva la zile orașului, unde sunt și alți artiști, da? sau te vezi cu ei în spate. Nu se vezi pe că stau acolo, adică ne vă că și toarnă în cap. Dar, sau cine, cineva, asta era și la mine când eram copil, se întâmplă și astăzi. da și mie 50 minute să mă pe scenă? De ce? Să prin curaj. Și ai văzut că există asta, adică asta nu este, face parte și de meserie pentru că te expui în fața la... care prins prea mult curaj. Așa este, așa este. E o globă pe care nu am putem nu, dezvolta. Nu, 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 dar... așa este, așa este, că mi s-a întâmplat și mie, s-a întâmplat la mulți oameni unde ai nevoie de, 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 de așa de mult curaj, unde după aia ajungi să bei toată sticla ca să prinzi curaj. Trebuie să vii pe toată ca să se revii de la curajul ăla că e Exact. Prea dar în copilărie, în copilărie era un lucru pe care l-auzeam și spunea, bă, știu, pune și tu puțin în așa, de ce, ca să prinzi puțin, puțin, curaj. Acum, ți-o spun sincer, observ sunt oameni care nu sunt alcooli sau ceva, nu, care nu beau foarte mult, dar am, am oameni colaboratori de mici, a au fost la mine în trupă, care înainte de eveniment spun, uh, băieți, vreți să bei ceva la noi acum, de exemplu, de când eu nu mai beau de 5 ani de zile, când mergem la un eveniment sau ceva, oamenii se întreabă și organizatorii, Domne, dar v-ați Ce aveți? De ce? Când noi în la asta ce? Apă, cafea, jusuri, niște fructe pe masă și humus. Și ăștia, de la tot, tot mititei, porci, sticle de vin, whisky și că nimic. Dar ideea este că mai, mai există un om sau doi în orchestră care spune, vor frumos, înainte, să începem, îmi mie 50, pentru că a rămas această. să se detașeze puțin de emoții sau ceva. Înțelegi? Nu contează ce vârstă are. Mm -hmm. și, asta, și asta nu e ceva de judecat. Dar cred că, ca să răspund după tot, toată paranteza asta lungă la, la răspuns, cred că toate excesele pe care le-am făcut au fost la un moment dat o conștientizare, un moment de conștientizare, unde vrei să schimbi lucrurile și îți dai seama că. Băi, asta nu este calea. E clar că pe partea asta, dacă stau cu băutura și stau cu toate adicțiile și cu toate astea, nu o să-mi facă bine. Și vreau să merg pe o cale mai... pe care, așa cum o consider eu, deaptă pentru mine, e clar că dacă îți dai seama că ești o persoană care ai... ești ușor, ai tendințe ușor spre adicții sau dependențe, și dacă poți să le controlezi foarte bine, dacă ai și... generațional în familia ta oameni care au avut aceleași tendințe, atunci e clar că e mai bine să o eviți când ai că tu a murit tot de, de probleme cu alcoolul. Bunica tu tot de probleme cu alcoolul și altcineva tot de probleme cu alcoolul. Hai să o lăsăm puțin mai moartă, că e mai bine cu apică, un jus și nu știu ce. Dacă e să mor, tot mort, dar măcar nu nu să o iei pe același drum, adică să vinde, să nu mai mergi la fel cu copiii sau cu altcineva, să poți să fii ok și în societate, adică și există înseamnă că fără băutură nu poți să te simți bine sau să te distrezi? Pa, da, te simți bine și fără băutură, te distrezi pe astea și pe asta și după, un timp și cer cu tot de prieteni să, să, să dă pentru sită cumva. Nu te mai sună aia care te vrea în continuu la șpriț, a, lasă-mă pe -a, de ce? pentru că asta nu mai s-a dat cu ăștia în alții. e cu apă sau cu... E, e, e vegan. Da, m-am dat cu ăștia cu apă. Nu contează, da, 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 Dar nu mă deranjează, pentru că oricum, știi cum e, tu știi asta și majoritatea știu, cel mai nașpa e să stai cu cinci oameni la masă care ei beau și tu nu bea. Că nu, după, nu, nu te înțelegi deloc cu -i. adică nu n-ai da. niciun limbaj comun. Și n-am nimic cu oamenii care beau, doamne ferește, dar înțelegi ce vreau să spun. Mulțumesc Dumnezeu, mi-e mi bine așa. Sunt concentrat, pot să mă concentrez la ce am de făcut și de realizat. Sunt ok cu copilul meu, cu Cristina, suntem ok, adică am de făcut lucruri și mi-e bine așa. Cum reușești să faci față unui program atât de încărcat? Pentru că, repet, mie mi se pare uneori eroic să poți să duci atât de multe lucruri. Cred că... Cred că asta contează foarte mult. Contează foarte mult cât dormi, care la asta încă și o să fie Adică trebuie să dormi neapărat 7-8 ore. A, trebuie să dormi neapărat. Și nu, nu când vrei tu. Adică de la 4 dimineața la 12. Nu. De la 10 la 5 dimineața sau de la 11 la 6 dimineața. Deci somnul numărul 1. Apa, să bei apă, să te hidratezi, e extrem de importantă, că de cele mai multe ori noi suntem deprimați că nu bem destul apă. Și trei, Ce mănânci? Când mănânci și cum mănânci? Adică cele trei, adică ce mănânci, dacă bagi în tine tot felul de prostii, pentru că procesul de, de digerare și toată informația pe care îți vine în tine o să-ți dea tot felul de idei și tot felul de prostii, da? Cum mănânci? Adică în momentul când mănânci, mănânci prima dată, mănânci fructele după masă sau le mănânci fructele înainte, după care mănânci salata, după care mănânci proteina. Și ce, cum, când? Și la ce oră mănânci? Băi, e clar că dacă poți să mănânci să eviți dimineața până la ora 2 să mănânci, ar fi extraordinar ca să poți să ți creierul cât mai clar și să mănânci undeva între ora 2 și 6 și după ora 6 să mai mănânci, ca să poată corpul să fie exact liber în momentul când te pui în pace te culci, să poate să, să, să funcționeze, să intre în REM, Rapid Eye Movement, să, să intre starea de somn, să nu ți consume energia încercând să digere. Cam asta trei ar fi. Și atunci, dacă faci asta, poți să ai și energia necesară să livrezi ce ai derivat pe timp de zi, că să faci față la cât mai multe lucruri. Adică, eu, la mine, sunt cam ca, ca așa, adică lucrurile pe care le-am făcut. Am trupa Damen în cu care avem concerte, avem piese de lansat, avem piese în studio de făcut. Deci ar fi Damen in Brothers, ar fi doi podcast care și ăsta îmi ia timp, pe că adică sunt podcast care vin la mine la studio, dar sunt podcast cum a fost acum o săptămână, am fost la, la Baia Mare, la, mm. la Daniel Leș. După care am programul de, de mentorat ăsta, nu, care l-am lansat, după care am piese de făcut în studio și de lucrat în studio și după care mai sunt și eu, om, tată, soț treabă ce mai am de făcut Zim despre programul ăsta de mentorat cum te -i? adică eu intuiesc cam modul cum s-au petrecut lucrurile și de unde a pornit toată ideea asta probabil pentru faptul că foarte mulți oameni îți puneau întrebări despre lucruri și pentru faptul că mi se pare că are o greutate cu atât mai mare cu cât tu vii cu un succes autentic. Există foarte mulți mentori care sunt de profesie mentori, și atunci deja devine glumă clasică, sunt foarte mulți oameni care te învață cum să faci bani, dar ei nu au făcut bani. Aici la tine e clară situația, adică în momentul în care vine să-ți vorbească despre succes Damian e ai cam vrea să-l asculti. Uh, și bănuiesc că asta a fost triggerul, dar uh, cum a evoluat toată situația asta, de la idee la punere în aplicare? Mulțumesc de întrebare. Bă, cred, că, cred că în ultimii doi ani, cum știi și tu de la podcastul tău, primești o grămadă de mesaje, ba pe Messenger, ba pe Instagram, ba pe TikTok, TikTok pe Facebook, ba pe e-mail, ba pe YouTube primești tu o de mesaje și întrebarea era de fiecare dată. Domnul te dar cum ați reușit să scăpați de anxietate? Dar cum ați reușit să scăpați de depresie? Dar ajutați-mă și pe mine cu fiul meu care are nu știu ce. Dar cum pot să fiu mai creativ? Dar de ce nu pot să-mi realizez visele? Dar de ce am blocajul ăsta? Dar cum aș putea să merg la un terapeut? Dar ce terapie ați făcut? Dar cum ați făcut? Ați făcut ciuperci? Ați făcut asta? Ați, ați fost la, la... care ați fost? Ați fost la Tony Robbins? Dar cum ați fost când fost la Jack Canfield? Dar ce ați făcut când ați fost la... Întrebări peste întrebări peste întrebări. Uh, cum nu poți să pui pe o asistentă sau pe cineva să răspundă. Că asta nu era o întrebare. domnul de când aveți următorul podcast? Că atunci cineva care se ocupă de podcast poate să răspundă la asta. Uh -huh. Și atunci majoritatea întrebărilor astea veneau la mine și trebuia să răspund eu. Și fiind o persoană care mi-a spus odată cineva foarte, un lucru foarte interesant și o să rămână toată viața în cap. Dacă aș fi un terapeut sau nu, nu spun despre toți terapeuții, așa dacă au o idee. Spune, e mai ușor e cel, cel, mai ușor să ajute pe cineva este unul care s-a vindecat el sau în procesul de vindecare pentru că îl înțelege pe la îndurere și îl ajută și pe el să vindece. Dacă ești unul care te-ai stu te te să studiezi a, -a ca terapeut, adică tu știa ca meserie, dar nu te-ai vindecat tu ca să poți să-l vindeci pe ăla. Înțelegi? Și atunci, bineînțeles că tu ai o altă empatie față de omul la care își cere ajutorul. Pentru că vrei să-l ajuți din suflet, să spui, uite, băi, pentru mine am fost la asta și la asta și la asta, n-a funcționat, dar pentru mine a funcționat asta și asta și asta. Nu știu dacă o să funcționeze și pentru tine, dar Uite numărul ăsta de în România, numărul ăsta de afară, numărul ăsta și poate funcționează. Ai înțeles? Dar nu știu. Că și eu, adică din 50 am încercat 40 și 3 au funcționat. Și are alte 37 nu au funcționat. Mm -hmm. Și făcând asta ușor, 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 mai multe îmi spunea, domnule, dar, dar, dar nu aveți un program ceva să ne vorbiți și nouă. Și am făcut un webinar, am mai făcut un webinar, după care am mai făcut un eveniment live, am mai făcut încă un eveniment live și ușor, 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 ușor. stai puțin că ăsta. La un moment dat, adică, având acces la așa de mulți specialiști, ai văzut, care aduc și în podcast, că podcastul meu cumva arată într-o altă direcție, mai ales la care fac marțea, mm -hmm. pastrea pentru sănătate, pentru suflet. Zic, hai să fac ceva, să pot să pun asta într-un context unde oamenii au acces la un program cât mai bine dezvoltat, să poată să înțeleagă ceva despre ei. Și trebuie să o luăm clar de la bun început. Adică, fac un program de 10 luni de zile, unde au acces la mine 4 ore pe săptămână timp de 10 luni de zile, și au acces numai la mine. Primele 6 luni de zile au acces câte două sau trei ore în programul ăsta la 24 de specialiști, 24 de săptămâni. Săptămânal. Cine? Cel mai bun pe somn, cel mai bun pe nutriție, cel mai bun pe suplimente, cel mai bun pe probleme din copilărie, tra tra traume transgeneraționale, cel mai bun pe vieți anterioare, cel mai bun pe respirație, cel mai bun pe constelații, cel mai bun pe cognitive behavior therapy, cel mai bun, adică o luăm totul de la capăt să vedem ce a fost în urmă în primele 12 săptămâni și în următoarele 12 săptămâni începem, în alea primele 6 luni, mai rămân, încă 3, mai rămân încă 4 luni, începem să reconstruim de ce am fost blocat. De ce? Din cauza lui Maica, mi-a luat din cauza la fetele emoționale, din cauza la copilărie. Perfect, hai să curățăm asta, să vedem de ce. Unde este rușinea? Unde este durerea? Unde este furia? Unde este gelozia? Unde este ura? Am curățat asta și acum ușor, ușor începem pe, pe o hârtie albă curată să construim. Asta îmi doresc vreau să ajung aici, vreau să am asta, vreau să fac asta. Și nu mă refer doar din punct de vedere, iarăși cum am spus, material. Toți simțim că am vrea să fim mai mult, să facem mai mult, să avem mai mult. În primul rând, trebuie să urmărim cele trei. Să fiu, să fac, să am. Nu cum e în ziua de astăzi, să am, să fac și să fiu. Pentru că tu, în primul rând, ești. Eu sunt, cum am spus, da? La început. Mm -hmm. Deci urmăresc asta, <coughs> în primul rând. Adică, eu sunt. Tu să fii în păcat cu tine, ce vei să faci? Atunci, am, am, construit treaba asta, adică am stat un an de zile, am lucrat cu o de specialiști, cu oameni foarte, 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 foarte profesioniști. Cum să punem asta, programul ăsta pentru prima oară, atât de profund și atât de bine pus și de complex, Life Purpose Academy? Adică, care este, în Academia asta, care este scopul vieții tale? Pentru că și Victor Franklin, care a fost în timpul războiului, care a scris cartea In the Search of Meaning, despre asta e vorba. Adică, toți aici ne căutăm un meaning de ce sunt eu aici? Și cam, asta este ideea Academiei, adică life purpose. Care este purpose-ul tău aici? The soul light, adică lumina sufletului tău. Ce vrei? Și în cadrul Academiei am dezvoltat programul ăsta The Art of Living, The Art of Vieții, The Life You Want, adică viața pe care vrei să o trăiești. Tu, dacă e vorba de, de proiecția pe care ți-o pui tu, dacă te accepți pe tine, dacă te iubești pe tine, dacă înțelegi că programele care ți-au venit din urmă, îi respectăm, îi iubim pe părinți, pe bunici, pe cei care te-au crescut, atât au știut și ei. nu e nimic greșit. Ți-au dat viață, te-au pus aici, ți-au dat perfect. Ai două mâini, două picioare, ești bine? Gata, iertăm, facem pace, le spunem, te iubim, ne vedem cu ei. există un proces întreg unde faci pace cu toți, ai nevoie de pampers, că e cel mai greu moment când le spui, te iubesc mama, te iubesc tată. Ai încheiat asta și construim de acum înainte persoana care tu vrei să fii următoare. Deci asta sunt primele șase luni. Și următoarele trei luni de zile să lucrează la instrumente ușor, ușor, care te ajută să faci pași, mici pași, mici pași, ușor, ușor spre tine ca să ajungi exact acolo unde îți să ajungi. Cam asta e programul. Uite, apropo de ce discutam mai devreme despre oamenii care au o capacitate mai mare de a visa decât uh, alții, uh, și ai dat un exemplu foarte bun, că în America există posibilitatea să te duci să deschizi, uh, când se scoate o proprietate la vânzare, poți să te duci să uh, o uh, la vizionare, cum da, se zice da, la noi. Da, da, da și în felul ăsta având percepția. Mie mi se pare că lucrurile astea sunt importante, în schimb, cred că cel mai important aspect posibil e să-ți croiești șansa de a sta cu oamenii cu care tu visezi să stai. Adică eu de când te cunosc pe tine... Cei cinci, ce-am spus. Exact. Cinci oameni care te vezi cu ei mediul apropiat, ce mănânci, ce bei, ce vezi, ce auzi. Eu de când te cunosc pe tine mi se pare că lumea la care mă uit uh, de când mă știu uh, cu fascinație, e foarte accesibilă. Uh, și e doar o chestiune de acțiune. Adică nu trebuie să aștept să fiu milionar ca să nu știu, să mă duc de ai, când mi-ai vorbit despre Hans Zimmer -ai, când l-ai exemplificat mai devreme mi-ai strânit o coardă sensibilă pentru că eu sunt mega fan Batman, după cum se poate observa și el a făcut coloana sonoră la trilogia lui Nolan chiar cred că se poate real, doar acționând și că nu e nimic imposibil să mă întâlnesc cu Hans Zimmer când o să mai vină el în România la vreun concert sau să fac lucrurile astea se întâmplă chiar și mai repede, să mă duc eu după el în unde are el o reprezentație deci, deci totul weekendul ăsta. Deci totul depinde de ce? De acțiunea respectivă. Atât, nimic altceva. Am aici un tatuaj care scrie Faith, Courage, Action. Deci încredere, credință, curaj, acțiune. Dar în acțiune, adică când îi se pun întrebări, am, am fost de mai multe ori la, la o formare specială de șapte zile cu Anthony Robbins. Și primul lucru care spune, dacă când vrei să schimbi orice la tine, nu are treaba cu toată partea asta de cognitiv behavior, adică pagina co cognitivă. Dar ai văzut că sunt oameni care, câte cărți ai citit? 60 și ai înțeles ceva? Nu. Și mai, e o carte foarte mișto care spune că dacă uh, dacă ai citit așa de mult, de ce ești tot deprimat? Când înseamnă că ai trecut doar prin creier, doar prin minte și n-ai trecut-o prin corp. În momentul când vrei să schimbi ceva, totul este emoția. Acțiunea. Deci dacă în momentul ăsta noi doi ne ridicăm și să schimbăm ceva, dacă ai făcut 10 jumping jack și te-am pus să faci ceva de mâini în picioare și să respiri altfel, s-a schimbat. Tu ți-aduci aminte, nu astăzi nu ți-aduci aminte de ce ți-am spus eu. ți-aduci aminte de felul care ai am făcut să te simți. Și prima oară când m-ai cunoscut pe mine, la te cunosc undeva sau ca idee, tu, sau cum ai văzut undeva pe undeva, tu ți aduci aminte cum te-am făcut să te simți mi-ai spus că acum un an când ai venit acolo la niște sau unde am fost, am făcut cum să te simți cu muzica mea. Mm -hmm. Deci tu îți auzi aminte, băie, dar mie e deștept, e frumos să a citit nu știu câte cărți. Nu. Cum te-am făcut să te simți? Deci oamenii asta ți minte, cum te-ai făcut să te simți? Deci momentul care pe tine te schimbă, este momentul când ai acțiunea, puterea. Este ca și cum stai 10 ore, te uiți la o fată să mă duc pe ea, să mă duc pe să mă duc pe ea, să mă duc pe să mă duc să o chem la cafea, sau la cafea și vine unul, nu contează cum arată sau cu tare, nu știu ce, vezi, 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 la cafea! Da! știi, what the fuck? Băi, băi, bă, a stat aici 10 ore ca boș și n-am avut curaj? Doar că l-a avut curajul să ia acțiune. Deci totul stă în acțiune. Adică a avea curajul. Și mai e ceva. Act, action above perfectionism. Acțiunea peste perfecționism. Că dacă stai în baza perfecționismului, nu o să o iei. Dacă iei acțiunea pe drum, o să găsești modalități de a o rezerva. Dacă și de stai a te în... da. da. Dacă, dacă stai în perfecționism, când o să fac asta, o să fac asta și o să meargă asta și o să pun asta și o să fac nu mai funcționează nimic. Și atunci singura modalitate este să iei acțiune și ac acțiunea te va face să rezolvi lucrurile pe, pe drum. E, e fascinantă chestia asta. E, a, e absolut fascinantă. Uh, și e revelatoriu momentul în care îți dai seama că sunt niște lucruri pe care le faci instinctiv. Și pentru mine e cu atât mai emoționantă uh, chestia asta care s-a petrecut în legătură cu tine, având în vedere faptul că sunt multe lucruri pe care eu le-am visat și ele s-au întâmplat, dar și într-un timp extraordinar de scurt. Adică eu când am fost prima dată la concert live Damian Drăghici uh, anul trecut, s-a întâmplat să fie chiar de ziua mea, uh, m-am simțit foarte bine și în momentul ăla eu mă visam că sunt pe scena aia. Fapt care părea imposibil să se întâmple într-un an de zile. De la, pornind de la o glumă pe care am făcut-o Atunci cu promovarea concertului Și asta pentru că eu vedeam uh, La emisiuni de astea Cum era la X-Factor, de exemplu uh, Avea Brenciu și Bănică Aveau în spate afișele lor cu sala palatului Când dădeau testimoniale După aia făcea și Bendeac Treaba asta la umor Avea uh, afișele spectacolilor lui Cu bani din nunta lui Creceschi da, 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 da. Și așa mai departe și când ai zis tu de, de, de sala palatului, am început să mă leg de chestia asta până când din gluma aia s-a transformat într-o invitație a ta de a cânta noi cu toți o piesă la sala și ai palatului. Aia. Și mi s-a părut absolut incredibil. Adică în momentul ăla, eu cel mai mare emoție în viața mea am avut în ziua respectivă. N-am fost niciodată mai emoționat decât din momentul în care... Dar vezi că o să-ți minte emoția. Am... da. Și o emoție aparte. Adică nu emoția pe care am avut-o la BAC că pic nu că nu, mă fac nu. de căcat. Aici nu mi-era că mă fac de căcat. Era o emoție fantastică în momentul în care am văzut 4.000 de oameni în față. Și aici îți spun ceva acum. Eram în 96, în Corfu, în Grecia, unde mă duc acum peste 3 săptămâni, că o să fie anunta vice-mele. Și uh, cântam cu orga într-un restaurant în timp ce plăteam datoria la... Mai țin minte? La la, la, la la faliment, exact. Într-o curciumă unde... Uh, cântam după 1 mai până la 1 octombrie sau 15 octombrie, mai bine până la 1 noiembrie Că erau turiști acolo și trebuia să cânt într-un loc de ăsta, pe terasă, pe un balcon unde bătea și soarele și stăteam așa de la soare și patronul spunea în continuu, te dau afară, zâmbește și trebuia să stai așa. ți minte toată viața mea asta. Și nu știu cum a ajuns la mine o casetă cu un tip care îl cheamă Dave Spillen, care cântă cu cimpoiul irlandez, Irish uh -huh. uh, Backpipe. <coughs> și era o piesă pe casetă care se numea uh, moon, 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 Walk Moonwalk Down. Sunetul irlandez super, foarte frumos. Tipul a cântat și cu Sinead O'Connor care știi că am auzit că a murit acum câteva zile. Și, băi, piesa asta o ascultam și leșinam. Le Grecia, 1996, uh, august sau ceva. Copil, datorii, cântat de la 6 la 12 la restaurantul ăla, de la 12 noapte la 6 dimineața la buzuchia. Uh, pe timp de zi mai căutam și ceva de muncă ca să pot să, să, să plătesc în datorii. Adică nu, nu o situație, nu știu cum. Ascultam piesa aia și mă gândeam la asta și eram nebunii și turbat după, după, piesă și după el. După 2 ani de zile, deci în 97 am ajuns la Berkeley, în 98 primesc un telefon de la Paul Winter, unul dintre cei mai mari sacrofonici din lume, care a câștigat vreo 14 gramiuri, și ce am vrut să vii fic, să fii cu mine pe un album? Da, bineînțeles. M-am dus în Connecticut. Ajung, scot naiu, nu știam cine mai e altcineva, și vine lângă mine un tip să pune și începe să cânte cu Irish Backpop, Davis Pilon, Și începe să cântăm exact piesa aia. Wow. Și cu albumul ăla am fost nominalizat la Grammy și am și câștigat Grammy. Asta în 24 de luni. Adică, care erau șansele? Care erau șansele? Păi, tu atunci ai avut teaserul. Când, exact. Când ai primit caseta respectivă, regizorul ți-a dat textul cum ar veni. Asta exact. e textul pentru rol. Uh, un alt lucru care mie mi-a plăcut teribil de mult în legătură cu tine e faptul că uh, toată industria muzicală te respectă. Și toți oamenii din uh, multe alte domenii au uh, un raport uh, în legătură cu persoana ta uh, care arată faptul că tu ai făcut bine ce ai făcut și că ai tratat pe oamenii corespunzător de fiecare dată și cu fiecare ocazie. Uh, vreau să te întreb cum vezi tu, în schimb. Uh, Eu am crezut întotdeauna și... că am făcut prost. <laughs> uh, presupun că pentru foarte mult timp uh, am fost și sunt încă cel care s auto și vrea să facă totul. Bine și perfect, adică să nu. Nu să nu greșesc față de alții, să nu greșesc față de, de mine, față de familia mea și față de. față de Dumnezeu de noi. Adică să mă asigur că, băieți, este o relație corectă între noi. Uh, îți mulțumesc că mi-ai spus asta, să știu că oamenii poate, poate, poate mă respectă, unii poate mă consideră, aveam asta în trecut, poate mă consider prea exigent sau prea. Cred că eram și eu poate mai exigent în felul meu, unii poate mă consideră puțin prea o bucată, băi, vreau lucrurile doar așa ca să iasă bine muzical și astea, s-au schimbat multe lucruri și la mine și mulțumesc Dumnezeu. Uh, avem o grămadă muzicieni și o grămadă de artiști foarte, foarte talentați. Uh, the freedom of expression, asta care despre care se vorbește și am, am cu toții și în România și afară, nu este doar libertatea expresiei prin să spui ce ai de spus împotriva guvernului sau să faci un protest. Cred că de Freedom of Expression este în orice. Atunci, dacă, dacă unul poate să cânte manele, altul rap, altul trap, altul foaie verde măzărică, uh, nu, nu sunt eu cel care pot să judec dacă e bine sau nu. Așa cum ai spus tu mai devreme și am apreciat asta și de fiecare dată și eu când simt că fac un lucru ca asta, mă simt deschis să spun omul acela care l-am judecat că simt că mă iert pe mine și iert răutatea de mine, ai spus că poate mai judeca la început când am făcut podcastul. Așa că dacă eu ascult acum pe unul care a o piesă care a făcut-o și îl judec, nu fac altceva, cum, spun, spunea Jung, decât să mă judec pe mine. Adică când arăsc cu degetul un colo, cu unul în cu două spre tine sau trei. Uh, nu pot să judec pe cineva dacă face un gen de muzică mai altfel, pentru că gândește-te că eu poate dacă judec, o judec și în urma experiențelor mele muzicale. Eu am 53 de ani anul ăsta, fac muzică uh, de la 3 ani, deci fac muzică de 50 de ani și fac muzică profesional de 40 de ani. Cânt, profesional zilnic. Păi dacă, dacă e să-l judec pe la 20 de ani că a scos o piesă de trap care sună de Torahatu, da? Pe pune 50 de ani de ascultat muzică și de făcut muzică să-i spui lui, lui, lui copilul ăla care de 6 luni de zile a făcut și el o piesă. Ar fi cumva necorect în fața Universului să judec eu asta, înțelegi? Uh -huh. Adică, mai mult trebuie să apreciez curajul pe care l-a avut, curajul care l-a avut să, să ia acțiunea, să facă asta și deschiderea lui. Deci, e clar că este o liberă exprimare. Omul și-a pus-o -a acolo și poate în 2 ani, în 5 ani, în 10 ani, ceea ce face el, e clar că va avea, o să, o să progreseze și el să-și să ajungă la, la un alt nivel. Sau poate nu, poate nu înțeleg eu, nu am capacitatea de a înțelege eu ce face el într-un într anume stil muzical. Am spus, trap, rap. rap manele, pop, ce fi? Nu contează. Dar e clar că omul ăla, dacă ai menirea lui și sunt 1000, 2000, 5000, 10000 de oameni, cărora ceea ce face el e pe placul lor, înseamnă că e ceva, e ok. Omul a omul transmit o vibrație corectă, o energie vibrație. O, o energie bună. Mm -hmm. Nu are da face cu ce cred eu din punct de vedere muzical sau tehnic. Are da face cu ce transmite el. Aia e mai important decât orice altceva. Că poate de foarte ori să-ți placă cineva, mamă, ce voce are ăsta sau ce voce are asta. Și de ce nu e nicăieri Că nu transmite la publicul larg ce trebuie să transmită. Înțelegi? Așa că n-am decât cuvinte de laudă pentru oricine care face orice face și care are curaj să scoată. Înțelegi? Mai ales în urma și experiențelor mele. Adică și eu cred că eu sunt unul care încă, uh, din cauza perfecționismului, poate de multe ori nu, nu, nu scot lucruri pentru că le vreau așa cum le vreau eu la un nivel care le vreau eu. Dar e clar că s-a dovedit și mi se dovedește și mie și tuturor, cum mai spus tu acțiunea, că trebuie doar să faci ceea ce simte inima ta, să scoți și ce o fi, o fi. Dumnezeu știe mai bine care e viitor. Um, mie bă, mi se pare că nimic nu e întâmplător. Și bă, întâlnirea noastră mi se pare că nu e întâmplătoare. Dar întâlnirea asta a ca, cam durat că trebuie să plecăm. Zi. Asta pregăteam bă, încheierea, în schimb... Bă... Astăzi, azi, Andrei face 4 ani și 5 luni și mi-a spus. Tati, azi am făcut 4 ani și 5 luni și mai am puțin și fac 1.60. Adică 1.60 da, nu mai are până la 1,60 nu e chiar așa de înalt. Are, are 1,30 e, e foarte înalt, la 4 ani. Da, dar 30 cm totuși... Da, mă, dar el sare, așa îi pune o mână și unde, tati? 1,45 mamă, mai am puțin, unul 1,50 <laughs> Tati, când o să am 18 ani, să ajung... Cât ai tu la picior? 47. Bine, eu o să am 50. <laughs> Cu toate că are deja 30 la picior, așa că mai mult ca sigur o să aibă 50. Eu uh, <laughs> îți mulțumesc tare mult. Și vă mulțumesc, Radu, fericită pentru tot ce faci, pe bune. Și bine că fumezi. <laughs> Îți mulțumesc din suflet. Și uh, îi mulțumesc și Cristinei și uh, tuturor oamenilor pe care i-am cunoscut prin intermediul tău, inclusiv uh, prietenilor care ne-au uh, decorat aceste draperii, care tot din uh, partea da, de da, da, Damian da, au da, venit la, la mea. mine, Anmar da, Decor, da. că eu aveam uh, gluma aia, că ziceam, zic, bă ca să fie clar, orice problemă aveți, dar mi-am drăgit sigur are o rudă care se pricepe pe partea aia. Sigur, are un văr, un nepot, ceva are. Uh, îți mulțumesc tare mult și, mulțumesc. sunt onorat de faptul că am și o să șansa am asta, am asta am de mulțumesc, fericită pentru tot ce faci, ție și băieților. Uh, felicitări pentru tot curajul care l-ai avut și la te cunosc să, fie, să, să, să cum ai livrat. Îmi pare bine că te-am cunoscut și mie și Cristine și chiar ești un prieten al nostru pe viață. Îți mulțumesc din tot sufletul. Uh, la revedere, vă mulțumim! Oameni buni, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să distribuiți acest podcast dacă v-a plăcut. Da, și oricum ar fi, uitați-vă mai mult la podcastul meu că e mai bun decât al lui. Exact. exact. Uitați-vă mai ales marța la Damian uitați-vă la mine. Vă mulțumim mult! Doamne ajută, vă pupăm! Să aveți în continuare o vară minunată!